la cei de 45 plus de care spuneai, se mai vede încă dorința asta de a demonstra ce se întâmplă mai jos, la, la vârste mai tinere de atât. Eu cred că există și acolo, dar nu cred că o interpretăm corect. Știi că um, ne-am plâns întotdeauna că părinții nu ne-au înțeles? Așa se plâng și. Exact la fel. Adică gap generațional, diferența între generații, rămâne aceeași contextul în care este desfășoară acum e diferit. Okay. Eu nu zic că sunt dar e altă, cumva faptul că ei sunt așa este și din cauza felului în care noi am educat, contribuția societății și pentru că felul în care ei se uită la viață și lumea e complet diferit de al nostru. Mm -hmm. că mi se pare că trebuie să facem un efort să înțelegem un pic ce se vede de la ei cum se vede lumea de la ei de la cei mai tineri. E adevărat că sunt subiectivă că am acasă o tânără de 21 de ani. Deci înțeleg foarte bine cumva m-am străduit destul de tare și mă străduiesc în continuare și nu-mi e ușor să înțeleg cum se vede de la ea viața. Uh -huh. Cum ar fi, cum aș fi fost eu oare dacă la 21 de ani aveam susținerea financiară, eram studentă, aveam opțiunea să o iau pe foarte multe căi. Cum alegi? După ce criterii alegi? sincer. Acum noi am ales cumva forțat. Știi da. povestea aia cu The Paradox of Choice? A? Când ai mai puține alegeri, alegi mai ușor. Când ai mai multe... Când nu ai niciuna, te duci și de cu capul. Da, dar când ai foarte multe. Ei, asta e. Și aici întrebarea este cum putem noi să-i ajutăm să aleagă bine și să testeze ce li se potrivește. Pentru că până la da. urmă e un trial and error. Și da... Cred că nici ei nu știu. Păi nu știu, dar știi ce știu? Și ne-am auzit pe noi vorbim foarte mult, poate prea mult despre sens. Și eu, să faci ce are sens în viață pentru tine, să-ți găsești sensul. Știu că am o asta cu uh, firma și cu gașca ei de mai multe ori. Voi păi terminați cu căutarea de sens acum, că eu înțeleg că e bine să-ți cauți sensul, dar o să ți-l pierzi până la 40 de 7 ori și o să-l mai cauți. Deci nu poți să te apuci de ceva o să schimbi cariera după ce de 5 ori până la 25. Sensul. Da. Că o să stai până la 50 să-ți găsești sensul și nu te apuci de nimic apucă-te să faci și testându-te în diverse contexte așa îți găsești sensul și poți să găsești lucruri care au cât de cât rezonează cu tine sau nu și măcar uh -huh. știi pe ce par, parte o ei. dar în lipsa acțiunii nu poți așa stând și uitându-te la soare și citind ceva să-ți găsești sensul nu se poate Auzi? ai văzut faza aia cu uh, extraterestrii din Mexic? nu hai să părut cea mai tare chestie săptămâna asta a venit, un, un jurnalist în, uh, în, Parlament, în, în Senatul din Mexic, o treabă de genul ăsta, cu două cutiuțe așa, cu niște extraterestri uh, uh, calcifiați, fosilizați de vreo mie de ani. S-a pur halucinant. Pe America, aia cu extraterestri. Și erau niște omuleți așa mici, așa, cu capul așa, așa știi, cumva țuguiat și cu niște ochi așa mici, o față așa îngustă. Mă uitam așa la ei și mă gândeam, bă, ăștia au lucrat la calculator. <laughs> <laughs> și să, să vezi că uh, acum e o discuție întreagă, sunt sau nu sunt adevărați de ce i-au scos din Peru ce i-au luat din Peru. Da. da, bine, acum, sincer, nu știu, trebuie făcută niște analize, probabil, pe habar n -am. Da, pe da. vremuri oamenii erau foarte mici, o, nu chiar atât de mici, dar erau oricum da, mai mici, bă. mult mai mici decât dimensiunile noastre. A fost la un moment dat, apropo, de asta în continental, contii ăla de pe Calea Victoriei da. vis-a-vis de... Și o Aripa, de fapt, mare parte din hotel este zona veche. Și la un moment dat am întrebat și eu ca prostul, dar de ce să că erau holurile înguste și mici? Pentru că erau pentru dimensiunea oamenilor de atunci. Da. Mi s-a părut foarte tare, știi, că e ceva ce nu realizez. Da. Stai un pic că noi acum la să ai 1,60, 1,70, e ceva normal. Okay. Era înalt. Nu exista. Da. Adică toate holurile erau că trebuie să te apleci un pic. Adică unul care are 1,80 nu de acolo. Deci s-ar putea, că ca să trăiești trei amici așa, să fi fost oamenii de acum. Nu poți să știi e găsit în zona aia Nazca, unde sunt chestiile alea care se văd numai de sus. Aia nu zburau pe vremea Cum au văzut dacă le ieși bine desenul. <laughs> anyway. Da. Uh, dar pe vremuri, într-adevăr, că erau două șmechirii. Unul, nu puteai fi înalt în alți erau rari. Uh -huh. uh, bărbații trebuia să aibă burtă. <laughs> Era semn de prosperitate. În India ce că mai e? E casta celor cu burtă și slăbănogei. Și aia cu burtă de obicei sunt șoferi. Am văzut o într-un film. Moi oh, mai <laughs> Acum știi cum e și folclorul cinematografic, care nu știu cât de mult e inspirat din realitate, dar... Da. Mă, aș bucura să nu fie, pentru că băiatul era destul de hardcore. Dar mai bine pe interviu? Hai! Bun, salutare și bine v-am regăsit la IGDLCC. Invitata mea de astăzi este Madalina Oceanu, care este mama la HR în România. <laughs> Dacă e vorba de resurse umane, Mădălina uh, ține pasul. Sunt puțini oameni care țin pasul cu uh, provocările din chestia asta, pentru că suntem cu toții un pic varză la resurse umană. Și noi am fost aici. Uh, și am chemat pompierii. <gătă -i> de 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 este decizor Ori sunt mama la resurse umane, ori pompierul de serviciu. <gătă -i> mai, mai caut eu vreo două metafore. <gătă -i> uh, dar până una alta, când te-ai întors astăzi la interviu, toată echipa când te-a văzut, a, Madalina, deci uh, au rămas așa cu o părere bună. Mă bucur. Da. Mă bucur tare. Acum, nu te-am chemat doar pentru că ne-ai ajutat pe noi, ci pentru că tu chiar, eu te știu pe tine de multă vreme, noi ne-am mai întâlnit mm -hmm. în, 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 diferite locuri, am mai apelat la sfaturile tale, dar te știu și un comunicator bun pe partea asta de resurse umane, iar noi avem niște probleme aici. Asta cu munca, cu nemunca. Ce face domnule cu ăștia care nu vin la muncă, de aia la alte, de fapt, de ce nu avem șomaj? Am o mulțime de întrebări pentru tine și o să vorbim astăzi și despre migrația forței de muncă, cine vine în România să muncească în timp ce românii se duc să muncească pentru alții, întoarcerea românilor din străinătate, iar și o temă foarte hot, am mai stat de vorbe cu cineva care încearcă să aducă români din America, deci nu doar ăștia din Europa vor să întoarcă, și multele, multe, multe. Începem? Începem cum să nu, mi-am într-o invitație, apropo, să mai mulți cei din America care vor să se întoarcă decât din Europa. Și am văzut și o fenomenul ăsta de după 2000 încă. Deci de mulți ani de zile. Și foarte interesant cu cei care se întorc și am avut un, o misiune personală, așa, să-i ajut pe cât mai mult să revină, să fie soft landing, adică să revină cu mai mare ușurință. Nu știu dacă am reușit neapărat, dar am încercat foarte mult să ajut oamenii care s-au decis să se întoarcă, pentru că e dificilă întoarcerea. Adică sunt foarte multe aspecte pe care nu le luăm în calcul, care țin de viață. Adică, ce e ce păi, cel mai greu? gândește te rău. că ai trăit, te obișnui cu o altă societate, care are niște structuri, niște reguli. Nu-i vorba numai de felul de a munci, inclusiv la felul de a munci e o diferență. Ca uitat care e felul în care se întâmplă lucrurile s sau obișnuit cu un sistem în care totul e măsurat, lumea face. La timp, din diverse motive, dacă sunt, nu comentăm asta, cum s-a ajuns acolo, că a fost un da, proces. Da, da, la da, ei. da putem, să, putem să spunem și chestia asta. Păi, da, dar ce vreau să zic este că e de fapt un proces prin care au trecut și corect, ei. În decursul timpului, în niște ani de zile, s-au stabilit niște obiceiuri pentru că au existat niște reguli foarte ferme și implementate exact. fără excepție, nu ne... pentru că neapărat educație. Asta Iar ne America rău. e fermă. Când vine vorba de muncă, America este fermă, severă. <coughs> Și cere maximum de la oameni. Am, Am avut pe Florin aici zilele trecute, un român din state, care îmi povestea că nu există program de muncă, el este tot timpul la dispoziția firmei. Uh -huh. Și se uita la și spunea chestia asta cu serenitate pentru că își îmbrățișa această soartă, dacă vrea acest stil de viață. Și mai era și on-call pentru încă o firmă la care lucrase înainte, la care le mai depana chestii din când în când. Uh -huh. Trebuie să te gândești că ei acolo, nu la noi, când se restructura sau în Europa. De obicei există severance pay, da? Există niște salarii care se plătesc automat, adică, gen, măcar un salariu. În America, aia cu up in the air și faptul că de azi pe mâine ți s-a spus la revedere, e frecventă. Faptul că n-ai zile de concediu. Știi că în momentul în care schimbi joburile... concediu. Că în momentul în care schimbi de la o companie la alta, deci dacă în compania asta am stat 8 ani și am acumulat cu fiecare an câte o zi în plus de concediu și am schimbat compania, o iau de la zero de la numărul minim de zile de concediu. E un exemplu. Știi ce mi se pare interesant? Că ne uităm numai la the bright side întotdeauna. Știi? Păi, unde e iarba mai verde. Să tați un pic să ne uităm totuși la ele în context. Nu zic că e neapărat mai bine la noi. Și doar că mie mi se pare că este un echilibru, un trade-off pe care îl faci în orice situație. Dai ceva ca să primești altceva. Întrebarea okay. este ce-ți convine să dai și cât de important e ce primești. Mă uit, uh, ascultându-te, mă gândeam la cei care se uită la noi și ne ascultă și poate sunt tineri și se gândeau că de decât de Occidentul Europei, parcă aș încerca America, că parcă e terenul, tărâmul tuturor promisiunilor. După ce au făcut chestiile astea, nu știu dacă se mai încumetă. Măi, eu cred că tinerii de astăzi au un avantaj față de noi. Pentru noi, toată povestea asta, generația 45, plus, să zicem. Pentru noi, toată povestea cu emigrarea, avea un aer din asta de mister și ceva ce ne doream. Da de la aventura. părinți, aventura, numai afară, reușești unde părinții noștri au crescut, na, ne-au crescut mare parte în comunism, okay, am făcut liceu poate în perioada aia, când am trecut dincolo, am rămas în capul chestiile alea și au fost niște generații întrești care au plecat pe baza acestei marazme, nu știu, un miraj așa, că Occidentul mm -hmm. ne salvează, Occidentul ne scoate. Acum însă gândește că sunt foarte mulți copii care au fost la facultăți. Mm -hmm. Eu văd foarte mulți care s-au întors. Adică pentru noi a fost o chestie așa, am analizat-o, fără să știm foarte multe. Ei au trăit acolo, însă, niște ani. Mm -hmm. Și cumva, felul în care se uită la trăitul și lucratul în afară, e diferit față de. E mult mai realist. Că au fost acolo, au văzut cum s-au simțit, sunt unii care s-au adaptat, alții care nu, sunt foarte mulți care s-au întors. E că, mi se pare că, din punctul ăsta de vedere, sunt mult mai maturi decât noi. Noi, ni se pare ciudat că fac niște alegeri care, pentru noi, nu sunt naturale, dar noi am fost mult mai condiționați decât ei. Așa. De este. Asta. Eu când am ieșit prima oară din țară, am plecat cu trenul. Mi-au luat trei zile să ajung la Berlin. Trei zile cu trenul. Cu schimbat trenul în Viena și pe nu știu unde. Adică doar să ajungi până acolo și până mi-au luat viză și toate chestiile alea să pot să mă duc. O să râz, eu la 14 ani eram la pionieri, eram șef de detașament și am mers cu pionieri într-un schimb de experiență în Franța. Hmm. Și au venit niște francezi la noi, deci cam așa, socialismul acolo. Pentru mine a fost șocant, absolut șocant, să văd ce se întâmplă în Piața aia. Am venit acasă cu bomboane, clame de păr și alte prostii, că nu vă sănceată, cremă azi. de ghete și iauri cu fructe, deci nu o să o fi. Pentru da. mine a fost la 14 ani aia de mare descoperire. Totuși, după 3 săptămâni, mi-era un dor de casă, mi se părea tot atât de perfect, exact. incredibil de perfect, adică nu mai puteam, nu, nu era bine. Dar îți dai seama că pentru noi a fost un șoc. La vârsta aia. E pentru ei, la 14 ani, să fi văzut o țară străină, păi chiar nu știu cât, dar pentru mulți dintre ei, da? pe care au văzut-o sau e încă un loc, nu e nimic, nu e, nu e mitul ăla, mirajul ăla. Unii dintre ei da. aleg să meargă acolo și da, sunt unele lucruri care sunt în avantaj, dar revin, eu cred că este un echilibru peste tot. De revenind însă la român, că am pornit de acolo, de la românii care se întorc, ce-am văzut eu la ei a fost, cumva, dacă vrei, la un moment dat, apropo de gre și greutatea de adaptare înapoi acasă, nu e numai de job și numai de obiceiuri de muncă, e și socială. Acum câteva luni am rugat un, un tip care a fost într-un rol de management în afară, în niște companii destul de mari. I-au crescut copiii, că mulți dintre ei rămân în afară pentru că se nasc copii acolo sau, în fine, copiii se Și se, se naturalizează copiii, se naturalizează Și acolo. nu mai pot să naturalizează, da, și nu mai... Ok, eu aș vrea să mă întorc, dar copilul are toată gașca acolo. Cum mă mai întorc eu acum? Îl fac să renunțe la gașcă după ce l-am convins că e bine să ne mutăm acolo? Mm, nu prea merge. Așa e. Și atunci mai sunt destul de mulți care au așteptat să le crească copiii, au terminat facultățile, copiii s-au așezat și au zis ok, acum pot să iau alegerile mele. Interesant. Ah, și am câteva cazuri de genul ăsta care au venit după ce copiii au da. terminat facultate sau au intrat în facultate. Din ce am văzut eu, cel mai pregnant se întâmplă lucrul ăsta, spre exemplu, unde românii au plecat în primele valuri, uh -huh. comunități mari, și inevitabil au făcut și copii acolo Unii și au lăsat copii în țară, în grija bunicilor. Știm ce înseamnă chestia asta că trăim cu efectele, dar mulți și-au luat copii după ei, cei mai responsabili dintre ei și-au luat copii cu ei sau au făcut copii acolo. Și cei din Franța s-au integrat în. Cultura de acolo, care e diferită față de cultura din Italia sau chiar și cea din Spania. Și acum asta și mă gândesc ce se va întâmpla cu cei care se naturalizează în Marea Britanie, care este încă o cultură uh -huh. destul de diferită. Practic, ai, ai noștri s-au dus, știi, și au creat viețile astea acolo, dar cu toate astea, au, a, din câte aud eu, mulți dintre ei sunt în situația în care se uită înapoi și zic, bă, am plecat de 5, 10, 15, 20 de ani, am cam văzut care treaba aici. Parcă nu mai așa mare diferență față de cei acasă. Ui, nu știu, revin. Cred că e o opțiune personală. Um, Asta cu acomodatul în diverse culturi și cu diverse culturi, cred că devine o treabă generalizată. Gândește-te că și noi ne acomodăm cu alte culturi aici. Mm -hmm. Adică, cumva, începem să ne mixăm din ce în ce mai mult toți cu toți. Okay. Faptul că trebuie să acomodezi alt tip de cultură, nu mi se mai pare așa ceva foarte mm -hmm. special. Știi? Adică, cumva într-un procent mai mare sau mai mic, toți trebuie să facem asta. Că dacă te muți acolo, trebuie să faci într-un procent foarte mare. Asta e altceva. Dar cred că e opțiune personală, cum spuneam. Mulți dintre cei care s-au întors, i-am văzut întorcându-se pentru motive legate de familie. Da. A adăugat la asta și pandemia, părinții care au rămas aici. Aha. Și senzația de separare și de imposibilitate de a ajuta și de a interveni, dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva. Adică, cumva, pe unii a schimbat un pic pandemia. Să fi prea departe și să nu poți să îți ajuți părintele când e în dificultate. Da. Pentru, Pentru că așa pare bătrângi... că ești la un avion distanță, dar dacă avionul da. nu merge, ce faci? Știi? Revenim la IGDLCC în dată ce-ți spun despre sponsorul nostru, Darcom Energy. Cei care ne garantează că nu ni se sting luminile din studio. Adică, nu avem niciodată pene de curent. Panourile fotovoltaice, invertoarele și bateriile sunt Inima sistemului nostru energetic, și cred cu tărie că sunt investiții importante, dar și rentabile. Cu acest sistem am economisit deja mii de euro la facturi, dar și mai important avem electricitatea garantată, fără fluctuații care ne pot defecta electricele și electronicele. Dacă ai în plan să construiești, să renovezi orice fel de clădire, inclusiv industrială, alege o soluție solidă de generare și stocare de energie. Noi colaborăm cu echipa darcom Energy și îi recomandăm. Da, am simțit asta pe propria piele când un prieten de familie, ca un bunic, mi s-a prăpădit în pandemie și nici măcar de COVID. Omul avea diabet și de frică de frica să nu se infecteze, nu s-a dus la doctor la timp. Nu, de mine. Și să nu poți ajuți pe cineva într-o astfel de situație este, este mai mult decât frustrant. De asta cred și eu că cumva asta cred că s-a adăugat pentru o dintre ei la alte frustrări care existau deja, știi? Oricum, întoarcerea lor și reintegrarea nu e ușoară, cum spuneam, și din punct de vedere business, unul că trebuie să obișnuiască un pic cu felul în care se întâmplă lucrurile în continuare aici, pentru că noi am evoluat foarte mult, dar nu ne comparăm cu stilul de lucru nord-american. Adică, da? care sunt diferențele mari? Hai să le explicăm. Mai cred că sunt multe diferențe și la nivel de servicii, dacă vrei, de profesionalism al serviciilor, da? Încă merge și așa în unele situații da. și dacă businessul s-a crescut cum merge și așa, te vei ajusta probabil în momentul în care ai prima criză, dar dacă n-ai trecut prin criză, te ajustezi foarte ușor. Adică, puțin. Mi se pare că sunt business-uri mai degrabă noi, cam de după 2000, care spornite în felul corect și în felul sănătos de la început, știi, pe și din punct de vedere da. orientare către client, oamenii care s-au educat mai mult după 90 și tin cărțile la zi din străinătate, știi, că, uh -huh. uite, chiar asta e altă chestie, mă uitam, merg la conferințe. A de ani de zile am concluzia asta că am, lecturile mele erau mai de business, erau mai up-to-date decât ale multora din Europa de Vest sau din America. Și la un moment dat, îndrătit, bă, dar de ce se întâmplă asta? Hmm. Pentru că lecturile lor de business, cât s-au format, ok, mai citesc din când în când, mai au lucruri, dar nu mai sunt neapărat așa de ahtiați. Eu eram ahtiată pentru ce era atunci, că atunci duse cu ochii de ele și normal că erau cele mai noi. Aha. E ca atunci când România a descoperit internetul. În loc să-și pună pe două fire și au pus pe cablu de rețea și avem, am avut internet blană înaintea vestului. Exact. exact. Deci sunt și niște avantaje să pleci de jos. Și mie mi se pare că mi se par multe avantaje în a pleca de jos. dar, cum să zic, trebuie văzut un pic și ce mi se pare riscul pe care, pe care îl văd, de fapt. Nu știu dacă îl avem neapărat în România, dar îl vedem în vest, e blazarea. Adică... Nu-l avem aici? Mai blazarea în sensul de... Nu știu dacă l-avem încă în sensul că economia nu e încă așezată. Avem tot felul de provocări pe care Europa de vest poate nu le mai are. Cum să zic, disconforturi sociale, disconforturi de viață, lucruri care trebuie încă să se așeze, nu s-au tot strâzile, toate gata. Adică birocrație, stem... corupție la birocrația aia? Toate alea, da? Deci toate la pachet. Nu suntem încă la nivelul lor. Așa că cumva cred că disconfortul astea ne ajută să ne mai mișcăm un pic, știi, să nu ne blazăm. Hmm. În momentul în care le ai pe toate și e totul așezat și frumos, riscul de blazare e destul de mare. Apropo de asta, acum vreo 4-5 ani am un parteneriat cu o rețea daneză de headhunting și am fost la o întâlnire în Danemarca și seara stăm noi la masă. În afară faptului că, paranteză fie spus, majoritatea partenerilor de business din Europa de Est erau femei, restul erau bărbați. Din vest. Da. Deci vesticii bărbați din Est pe resurse umane femeile. Da, pe business-uri de headhunting, managing wow, partner. Oh, ce da? tare. Deci am asistat la o cină, am fost la o cină în care eram la o masă, o bărbați trei femei. Uh -huh. Și la un moment dat, partenerul din Danemarca a un băut un pic, zice, bă, zice, ce vezi voi, mă, europenii de Est, că sunteți așa de ambițioși, așa de vreți să demonstrați chestii și așa. Deci copiii mei primesc 1.000 de euro pe lună ca să meargă la facultate, nu pot să-i din loc. Păi și, și eu fiind un pic cum un pahar de vin la bord, tot și mă gândesc, păi cred că we are hungrier than you. Uh -huh. Și cred că asta încă ne ajută să fim un pic mai determinați, să ne dorim, că nu suntem încă acolo. Nu știu cum o să fim când o să fim acolo. Poate că nu o să mai avem ambiția asta pe care o avem acum, dar ambiția pe care o avem acum e dacă vrei de... Provinciali, mm -hmm. da? Dacă. Da. Mai vreau să mai țara mai săracă care vrea să-și păstreze. Păi suntem, da. Dar suntem. asta ne ambiționează. Deci, asta de asta zic că, undeva, disconforturile pe care le avem, cred că, într-un fel, ne ajută încă să nu fim în blazare, să ne străduim, să mai încercăm, să nu e totul comod, deci trebuie să găsești niște soluții, știi? Cred că avem da. un avantaj din punctul ăsta de vedere, în context de criză, să știi, chiar m-am gândit mult la chestia asta și cu 2008-2009. Și așa cum cu COVID-ul. Că suntem obișnuiți să căutăm soluții. N-avem de ales. Mai ales mm -hmm. că la noi stabilitatea și predictibilitatea sunt niște chestii așa, la care vi sunt frumos. Sunt niște cuvinte care sună complicat, greu de explicat. Că noi nu, nu știm cum arată. Noi suntem în permanență, suntem tot timpul la vânătoare, în modul de supraviețuire, da, suntem da, da. forțați să ne adaptăm de la o zi la alta dacă e nevoie. Rădeam apropo de asta cu stabilitatea. M am văzut... După pandemie, după lockdown, cu un client candidat pe care îl știu de 20 de ani. Și râdeam de asta cu inflația. Că am zis, băi, s-a speriat Europa, de vezi că a văzut two figures, inflation. N-au văzut neam de neamul lor, nici părinților n-au văzut normal că s-au speriat. Dar zic, la noi, eu chiar mă aduc aminte când am început să recrutez în 95-96, erau salariile negociate în dolari și se plăteau lunar în lei, se făcea actualizare, îți spuneau pe bonus că nu puteai să actualizezi în fiecare lună în lei, că făcea un dosar la... varia atât de mult cursul și mi-aduc aminte că și în momentul în care emiteam către client că aveam fiurile negociate în dolari și se factura un lei alegeam ziua în care emitem ca să fie un curs mai bun. Și el care lucra în retail și de atunci zice stai să-ți aduc aminte altceva prețurile în magazin erau schimbate de trei ori pe săptămână. Ma, da. Zic, băi, nu mai am aminte. Zice, adu aminte că era carnea într-un fel lunea, în altfel miercurea, în altfel vinerea. Trebuia să prinzi ziua în care te duci să cumperi. Mi-aduc aminte când schimbam. Uh -huh. Deci, cumva, pentru mie mi se pare cel puțin, știi, că, ok, sunt lucruri grele care se întâmplă și lucruri rele, normal. Dar noi, față de restul Europei, și poate și față de America, bă, n-am apucat să vedem. Eu am mai zis chestia asta de mult, bă, nu n-am apucat să fim prea bine ca să vedem de unde cădea. N-avem încă de unde scădea. Da. Adică suntem încă acolo, ne cățărăm. Mai, ne cățărăm un pic, dar noi suntem încă cățărare nu suntem mm. încă sus. Deci nu știu dacă doare chiar atât de mult, cum doare în al... sau nu e perceput la fel, știi, cum doare da. în alte părți. Nu e șoc, să zicem, că n-am fost niciodată bine. Poate e oboseala, mm -hmm. poate fi însă oboseala că n-am ajuns Cred, încă să fie bine, știi? Da, pentru că și dacă te antrenezi în fiecare zi la sală, ajungi să obosești. Mm -hmm. Și să obosești până la, la nivelul la care degeaba te mai antrenezi. Să zicem că ești lucrul foarte în serios și o faci chestia asta constant, ajunge să te uzeze. Pentru că, în esență, să fii tot timpul în efort, da, ajută, dar să nu, să nu fie non-stop. Da, nu poți să stai, într-adevăr, în tensiune non-stop. O sursă de stres, practic tot ceea ce ne face pe noi mai rezistenți nu? Vine dintr-o susă de stres. Te adaptezi pentru că viața nu este ușoară, ai tras de niște fiare mai grele mușchii tăi, răspund data viitoare și mai bine, dar dacă trebuie să faci chestia asta, cred că, cred că resimțim cu toții asta aici, pentru că noi suntem în tranziție. Din totdeauna. Din totdeauna. Uh, nu știu cum o vezi tu, poate că la cei de 45 plus de care spuneai se mai vede încă dorința asta de a demonstra ce se întâmplă mai jos, la, la vârste mai tinere de atât. Eu cred că există și acolo. Dar nu cred că o interpretăm corect. Știi că um, ne-am plâns întotdeauna că părinții nu ne-au înțeles? Așa se plâng și Exact la fel. Adică gap-ul generațional, diferența între generații, rămâne aceeași. Contextul în care este desfășoară acum e diferit. Okay. Eu nu zic că sunt, dar e altă, cumva, faptul că ei sunt așa, este și din cauza felului în care noi am educat, contribuția societății și pentru că felul în care este se uită la viață și lumea e complet diferit de al nostru. Uh -huh. că mi se pare că trebuie să facem un efort să înțelegem un pic ce se vede de la ei, cum se vede lumea de la ei, de la cei mai tineri. E adevărat că sunt subiectivă că am acasă o tânără de 21 de ani. Deci înțeleg foarte bine cumva, m-am străduit destul de tare și mă străduiesc în continuare și nu-mi e ușor să înțeleg cum se vede de la ea viața. Mm -hmm. Cum ar fi, cum aș fi fost eu oare dacă la 21 de ani aveam susținerea financiară, eram studentă, aveam opțiunea să o iau pe foarte multe căi. Cum alegi? După ce criterii alegi? Sincer, acum noi am ales cumva forțat. Știi da. povestea aia cu de paradox of choice, da? când ai mai puține alegeri, alegi mai ușor. Când ai mai multe. Când nu ai niciuna te duci și de cu capul. Da, dar când ai foarte multe. E, asta e. Și aici întrebarea este cum putem noi să-i ajutăm să aleagă bine și să testeze ce li se potrivește. Pentru că până la da. urmă e un trial and error. Și, da, Cred că nici ei nu știu. Păi nu știu, dar știi ce știu? Și ne-am auzit pe noi vorbim foarte mult poate prea mult despre sens. Și eu, să faci ce are sens în viață pentru tine, să-ți găsești sensul. Eu știu că am avut discuția asta cu uh, firmea și cu gașca ei de mai multe ori. Vă terminați cu căutarea de sens. Acum, că eu înțeleg că e bine să-ți cauți sensul, dar o să ți pierzi până la 40 de 7 ori și o să-l mai cauți. Deci nu poți să te apuci de și ceva. să schimbi cariera după ce de 5 ori sensul. până la 25. Da. Că o să stai până la 50 să-ți găsești sensul și nu te apuci de nimic. Tu apucă-te să faci și testându-te în diverse contexte, așa-ți găsești sensul. Și poți să găsești lucruri care au cât de cât rezonează cu tine sau nu și măcar uhum. știi pe ce par, parte o iei. Dar în lipsa acțiunii nu poți așa stând și uitându-te la soare și citind ceva să-ți găsești sensul. Nu se poate. Că trebuie să trăiești. Trăiește ca să definești ce este interesant, valoros pentru tine. Ei știu destul de bine da. de ce vor și ce nu vor. Să știi okay. așa ca medii, ca... Nu știu, pe subiecte din ăsta gen mediu, gen da. diversitate, știu, adică au niște puncte de vedere foarte clare. Adică, de unde știi asta? Începusem în o discuție puțin mai devreme. Uh, aud cu bucurie că sunt foarte interesați de ecologie. Da, sunt foarte interesați de ecologie. Nu știu să spun de unde vine. Posibil ca discursul public să fi fost mai deschis către zona asta față de cel pe care l-am avut noi. Um, și știu că sunt mult mai mulți care chiar cred în faptul că. Sunt niște lucruri care nu le mai trebuie făcute. Uite, am o prietenă care are un business în zona de modă și um, avea la un moment dat, chiar am povestea chestia asta, case mari de modă au început să nu mai folosească piele. Da. Natural. Inclusiv în clipul de la Apple, acum, de la ultimul eveniment, așa că ai văzut, a venit mama natură în vizită, au avut ei un sketch, un pic cringe așa, dar interesantă <laughs> strategie. Și mama natură i-a reproșat unuia din echipa de acolo că de ce are geacă de piele. Uh -huh. Da. Deci, după ce am scos blândurile, scoatem și pielea. Da, da. Bine, acum asta nu înseamnă că vom mânca noi mai puțin porc. Nu cred că înseamnă că vom mânca mai puțin porc. Uh, și cred că și asta trebuie pusă din nou. Orice extrem, nu-i bun. Dar au aceasta plecare, revenind la de unde pornisem, cu siguranță. Nici ei nu cred că vor mânca mai puțin porc. Dar cred că vor încerca să păstreze o limită luând în calcul mai multă decât am luat noi. Că eu nu mi-a trecut prin cap să mă gândesc la asta, la da. ce înseamnă faptul că eu folosesc piele. Recunosc până acum câțiva ani. Da, bine, și simplu fapt să ai acces la suficientă carne după Revoluție era iarăși o măsură a bunăstării și am ajuns să mâncăm cu toții prea multă da. când am început să avem acces la ea. Da. aminte. Acum începem să o lăsăm mai moale cu carnea pe de-o parte unii cred că o fac pentru ecologie sau ca să salveze animale, după care descoperă că corpul tău nu are nevoie de carne în fiecare zi la două mese. Da, dar uite, asta este un exercițiu de conștientizare de sine, de fapt, care cred că e valabil nu numai la nivelul dietei, ci la nivelul nostru ca indivizi. Uhum. Începem ușor, ușor să-l facem mai des. Pentru că trecem prin lucruri care nu ne fac plăcere sau nu ne convin sau ne fac rău. Probleme de sănătate vezi în jur, adică am auzit în ultimii ani atât de multe probleme de sănătate la oameni provenind din mediul de business. Uh, multe probleme de epuizare. Cartonașe galbene sau roșii. What? Adică direct pe roșu s-au întâmplat multe situații. Ferească Dumnezeu. Și cumva când auzi în jurul tău, știi, colegul meu care s-a îmbolnăvit și... Uh, e un pic așa, aoleu, am ajuns în zona aia. Și cred că lumea începe ușor, ușor să se mai dezmorțească, ceea ce e un lucru bun. Explicăm ce e cartonașul la roșu pentru cei care se uită, că toți ne dorim, mulți dintre cei care se uită la noi, au, sunt, poate lucrează într-o companie. Nu toată lumea vrea să fie antreprenor. Respect chestia asta. E și okay. eu. Dar mulți oameni, toate ce intră în piramida organizațională, înțeleg traseul, înțeleg mersul și unii dintre ei încearcă să accelereze, vor să ajungă mai sus, își doresc mai mult de la viață. Uh -huh. Care e treaba cu cartonașele astea care spui ce se întâmplă pe, pe piramida în sus? În primul rând, aș face o paranteză, dacă îmi permiți, că ai zis de antreprenor versus angajat. Debate-ul ăsta, eu am intrat în online în 2010, mm. când era blogging, poate. toată lumea era freelancer, era excepțional să fii freelancer și de nasol, să fii corporatist, era nasol. Mm. Până a venit o candidată la mine la interviu și mi-a zis, știi, eu sunt doar o corporatistă. Am văzut roșu în fața ochilor, pe vremea aia mai scriam pe blog, și am și scris un articol pe subiectul ăsta, dar m-am enervat să încă se acumulase deja din jur și am zis, băi, alo, freelancerii, alo, de unde mâncați voi? Cine vă exact. plătește pe voi? E, și noi trăim Mediu de pe urma companiilor. Eu, ca business de servicii, trăiesc de pe urma companiilor. Mai corporatizate sau mai nu Mai puțin relevant. Da. Sunt companii. Hai să nu fim ipocriți. Unu. Doi. Dacă ne apucăm să avem discursul ăsta public, numai antreprenoriatul și freelancing, e bine restul să n-au curaj, nu e sănătos. Nu e. Sunt doar opțiuni de viață diferite. Și țin, într-adevăr, de fel, stilul fiecăruia. Hai să o luăm și altfel. Am candidați care îmi spun, bă, m-am obișnuit cu niște mii de oameni suborne, niște sute de oameni suborne, cu bugete de milioane. Eu nu știu să funcționez pe buget de. Mic. Mi se pare normal. Și îmi place să funcționez pe așa pe o jucărie mare. Și mi se pare ok, în business-urile antreprenoriale nu știi dacă ai șansa să ajungi de la mic la super mare cât să. E că sunt doar opțiuni diferite Așa de viață. Revenim Revenind la cartonașul groșu și cartonașul galben. E, în fine, felul meu de a mă exprima vis a -vis de roșu sau galben. Roșii mi se pare rea oarecum definitive sau aproape definitiv când a descoperi un cancer în fază terminală. Încă n-ai avut timp să te îngrijești. Pentru că, da, sau stresul ți-a accelerat boala? Că nu ai avut timp să te îngrijești și că te-ai lăsat prea de stresului și că nu ai fost atent la tine mai devreme. Uh -huh. Că, într-adevăr, și organizația e de vină, dar organizația e formată tot din niște oameni care își dau sau nu își dau seama ce fac. Depinde cât de treziți sunt și ei, da? Unul îi se pare că așa e normal. Întrebarea este, nu sunt sclavul nimănui, de ce nu pun eu niște limite? că adică, cine mă oprește să zic, bă, nu, până aici. Adică îmi pare rău, șeful, asta nu se poate. Nu mai pot. Deci, ok, dacă e în musai să stau 12 ore la birou, spunem că-mi caut altceva. Nu pot, nu duc fizic. Dar nu ține de nimeni altcineva. Mulți zic, o că nu-mi permit. Bun, nu-ți permiți, dar hai să vedem cum facem să-ți permiți. Încă mai căutăm variante. Sunt situații, într-adevăr, în nivelurile unde, să zicem, suntem în piramida lui Maslow, mai jos un pic. Unde într-adevăr poate fi dificil, și este dificil, și de -aia au și plecat mulți. Exact. Dar revenind, am văzut mulți oameni, și uite, chiar am în cap o, o, o tipă care este într-un rol de VP în momentul ăsta, pe care o știu tot așa, de că dacă la anul fac 30 de ani de când fac recrutare, Imaginează că sunt oameni pe care am văzut de la începutul carierei până când au ajuns foarte sus. Unii s-au pensionat deja. Clienții mei care aveau 30 de ani în 95-96, Îți dai seama că avem prima generație de pensionați care nu au trecut prin uh, comunism? -au trecut, Cu puțin noroc, au trecut un, trecut un pic. Au, trecut au prins un, pic, un pic. Au prins liceu, au prins facultate. Probabil. Dar nu s-au nu, nu fosilizat acolo. Nu, nu, nu. Au, au prins 90 deci au fost exact. pe val. Era în vârstă potrivită în 90. Știi? Fantastic mi se pare lucrul ăsta. Da, da, da. E foarte interesant dacă stai să așa social, știi? Dar revenind, îți spuneam de tipul asta, pe care am văzut-o trecând prin mai multe joburi inclusiv pentru un business antreprenorial. Mă și în toate a lucrat ca disparată. Dar și cum îi lua 3-6 luni până când începea să lucreze câte 12 ore, să plece, să facă călătorii, să o vedeam epuizată. Și am zis, băi, te rog eu frumos. La un moment dat a făcut un infart, un preinfart, de fapt. La ce vârstă? 40. Și am zis, alo, alo, zic de niște ani de zile, îi zisem deja înainte că schimbase de curând jobul, te rog din suflet, fă cumva să nu mai revină același lucru, că tu ai darul de a transforma toate joburile în același lucru. Ne știm de ani. Pe toate, cu toate faci la fel. Da, 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 da. M-a sunat, am fost în spital, cam am probleme. Zic, băi, te rog frumos, potolește-te. Ăsta a fost cartonașul galben. Următorul roșu, nu o să fie pre, o să fie nasol. Deci ai niște semnale. De la corp, de la oprește-te. Sau, în fine, diminuează un pic ritmul. Da. De asta zic, apropo de ce spui tu, știi, mă, trebuie să ne mai și întrebăm, dar de ce facem niște lucruri? Mm -hmm. E și pilotul ăsta automat în care mă duc că trebuie să fac. Dar de ce? Adică hai să vedem de ce. Pe Nu pe de ce zic ceilalți, pe tu. De ce? Asta e generația de care spui, care lucrează în companii, care au schimbat, până la urmă fața acestei țări. Da. Că noi nu mai suntem o țară nici eminamente agrară și nici industrial comunistă cu uh, uzine inutile care produceau uh, chestii nefolositoare. Da. Unele folositoare dar prea multe nefolositoare. <coughs> deci oamenii ăștia care au muncit atât de mult și au făcut schimbarea asta par din cu totul alt film, din altă țară în altă lume, cu ce vedem că vine din urmă. Și în Nu Nu vreau să-i punem în față în față. Însă m-am uitat pe cifre înainte de interviu. Avem încă o are cea mai mare rată a șomajului la tineri sub 25 din Europa, dacă nu greșesc. Noi avem record. Oamenii mai tineri de 25 din țara asta habar n-au încotro să o ia. avem pe ăștia care traca disperații în piramidă și în spatele lor este așa un gol uriaș până când vin ceilalți care aș mai sta un pic ce Eu mai am o teorie vis-a-vis -vis de asta. Mm. Ai cui copii sunt ăștia? Generația asta? Uh, stora care au... Uh... Ai noștri. Ai noștri okay. care am stat la birou cu nesăbuita, adică cu nemiluita, nesăbuit de mult. Gândește că până în 2000 eu mă aduc aminte, mergeam să mătă la birou să bea în Toate trainingurile urile se făceau în weekend. Azi ne aduceam aminte bine. Țin minte că atunci am demarat un departament de training și eu am adus câțiva traineri în, în discuție să colaboreze cu noi și unul din ei la un moment dat mi-a zis, băi mă, de te rog eu frumos să încearcă, hai să încercăm cumva să vindem cursuri și cu vineri sau cu luni măcar. Nu, de două luni nu s-a acasă niciun weekend. Okay. Pentru că trebuiau să livreze pentru companii care companii nu vreau să scoată din producție oamenii și oamenii erau ok să meargă în weekend, adică de o firmă training, cei că ai prins pe Dumnezeu și de nu un doar training, și team buildingurile. Da, deci erau, toate astea te se păreau mamă, așa. E, ușor, ușor ne-am educat. Dar ne-am educat așa, gradual. Și încă un lucru, nu ne-am educat noi de la sine. Eu mi-aduc aminte că perioada aia, 99-2000, afară faptului că a fost crașul la financiar în Rusia și în 99 a fost nasol, că ne-a afectat și pe noi, că eram în habu cu Rusia ca țară în momentul ăla din punct de vedere al multinacional, pe acolo eram alocați, nu eram alocați în zona Europa Centrală și de Est, erau multe companii care au fost afectate atunci de crash. dar și atunci presiunea, adică schimbarea n-a venit de la noi. M-am dus eu să zic, eu nu mai vreau să lucrez în weekend și nu mai vreau să fac training în weekend. Nu, au venit toți ăștia tineri care au, la un moment dat au zis, băi, eu nu mai vin la training în weekend. Exact. Treaba voastră. Eu nu, nu sunt de acord să petrec două zile din timpul meu într-un training. A, poate o zi, poți să fac efortul ăsta, dar nu două. Deci cumva, ce vreau să zic este că mie mi se pare, a, au venit tinerii care au zis, overtime neplătit? Mm, nu. Că spunem dacă vrei să stau după 5, că poate nu mai accept oferta. Eu pot să-mi fac treaba până în 5. Da. Și adevărul este că poți. Așa este. Hai că nu e că nu la, poți. Noi la productivitate, iarăși, stăm foarte prostă. Adică, nu știu, Aici, poți să-mi confirm, cam cât dintr-o zi de 8 ore lucrătoare este cu adevărat productivă în România? Mai nu știu cifrele să-ți spun, dar cred că mai mult de, fizic vorbim, mai mult de 4 ore, 6 ore maxim. Și 6, când ești la curs, e record. record. N-ai cum. Dar întrebarea n-ar fi... Dacă scoți 4 ore bune din tine într-o zi lucrătoare, bă ești bun. Da. Dar știi ce, George? Cred că nici nu contează neapărat numărul de ore. Mhm. Mm și contează mai degrabă rezultatul. Și cred că, de fapt, ăsta e shift-ul pe care îl facem acum. Crezi? Pentru că m-am uitat un pic, m-am gândit și eu la chestia asta, că, ok, hai să poate reușim să funcționăm mai bine într-un regim din ăsta de sprint și apoi relax, sprint-relax, dar nu suntem tot timpul în tensiunea asta, da? De la 9 la 5 în fiecare zi, 40 de ore pe săptămână. Băi, am, am observat un lucru. C Când încerc să funcționez așa, că am încercat și eu să schimb în ultimii ani, mă, nu se întâmplă sprintul ăla când aș vrea eu. Mm -hmm. Unor nu se întâmplă deloc. Dacă încep ziua lent și zic, ei, o să fac sprintul, vine sprintul, am treabă după mine. Băi, nu se întâmplă întotdeauna. Adică, cred că tot trebuie să ne alocăm un timp în care știu că în intervalul ăsta eu fac ceva. Categoric. Eu nu zic de asta. Adică nu cred că ar trebui... <coughs> și sunt oameni care funcționează mai bine în sprinturi. Dar în afara sprintului nu înseamnă nefăcut nimic. În afara sprintului înseamnă doar că în loc să am atât de multă acțiune poate în afară, în zilele de non-sprint, îmi las mai mult timp pentru citit, gândit, planificat. Stau pe gânduri, încerc să-mi vină idei, citesc chestii interesante care m-ar putea ajuta în business, ascult podcasturi, știi? Tot fac ceva în direcția aia. sau, nu știu, îmi răspund la mail-urile pe care le-am lăsat, le-am strânse, că n-am apucat să răspund în ultimele două zile că am fost în întâlniri. Îmi fac chestii mai indoor. Doar două zile de mailuri ai în backlog? Nu am backlog de mailuri eu. A, nu? Nu. Am de câțiva ani acest obiectiv de, de, de să încerc să fiu zero inbox. Nu mi este chiar zero, dar mai mult de 10 mailuri nu am care să rămână nu, de la o zi, Fantastic. Două nu pot să fac față altfel. N-am mesaj de LinkedIn, invitație de LinkedIn neacceptată, mesaj de LinkedIn ne răspuns, doar dacă îmi scapă din greșeală. <laughs> Pentru că, și ce, e, fluxul e atât de mare încât dacă nu apuc să fac și te forțează să fii eficient, nu? Uneori răspund poate așa foarte repezit la unele mesaje, dar bă, scuză am răspuns întreguminte, minte, de asta e ideea. Că nu, altfel se strâng altele, mâine vin alte 200. Ce fac? Dacă se strâng 1000, o să fie îngrozitor. Adică, bă, deci nu merge doar pe sprint, ai nevoie și de metodă și ai nevoie și să susții efortul constant. Și eu cred. Dar revenind la ce spuneam, nu cred că ține de numărul de ore. Că, uite, eu mă uit la mine. Hmm. Băi, înainte îmi lua niște ore de gândit, de analizat, de înțeles rolurile din client, companiile client, de studiat industria, de înțeles un pic concurența. Bă, aia să mă gândesc de unde s o apuc, care sunt oamenii, de unde s-ar potri. Acum mi se întâmplă asta în timp ce discut cu clientul în întâlnire. Să stabilim deja planul este de experiența. Păi, de asta zic. Asta și spun. Știi? Da, e da, adevărat de... ce o formez. Ca să ce o formez, trebuie să muncești un pic. Iată. Da. Dar după un număr de ani devine mai simplu. Devine mai ușor. Adică e un task da. pe care îl fac în mai puțin timp decât. Deci, de ce se vrei dar. tu să le spui oamenilor care se uită la noi este că, până la urmă, e o idee bună să faci același lucru mai mult timp. Că, mai nou, toată lumea încearcă să țopăie dintr-o chestie în alta, căutând ceva mai bun. Mai asta, apropo de căutat de ceva mai bun. Niște iarbă mai verde. Putem să căutăm toată viața ceva mai bun. Noi nu știm ce înseamnă pentru noi ceva mai bun. Ai, nu. Nu știm ce înseamnă. Pentru că foarte puțin ne punem întrebarea, bă, a bunul meu care e? Pentru mine bun. Nu ce zice restul lumii. Nu că mai iau după mirajul, că zice X, Y, Z, că uite ce mișto, pare interesant, ce zice acolo, hai să încerc. Nu, nu. Ce e pentru mine mai bun? Mie mi se pare că sunt multe situații în care, de fapt, alergând așa, fugim de noi. Uhum. Fugim de niște lucruri pe care ar trebui poate să le lămurim cu noi sau de niște lucruri la care nu vrem să ne gândim. Da? nu știu, că ne deranjează, că ne doare, că ceva. Dar ce e bun pentru mine? ce îmi doresc eu de la viața mea profesională? Ce mă împlinește pe mine? ce mi dă senzația, satisfacția că am făcut ceva cu mâinile mele? Că nu știu, mi se pare asta esențial, bă, să mă uit. Sunt foarte multe situații și asta mi se pare să știu un un skill, un, o abilitate care se construiește. Să încerci să înțelegi din fiecare activitate pe care o faci what's in it for you. Adică, ce ți aduce ție aia? A, ah, bun, fac repetitiv la un Excel. Mm, îl urăsc. Dau exemplu cu Excel-ul neîntâmplător. Ne suportăm unul pe altul. Dar l-am urât cu pasiune ce am de făcut? Totuși am avut nevoie să mă confrunt cu el în de situații. Bă, cu ce mă ajută asta? Stai puțin, nu mă ținut fără mie. Păi stai că dacă îmi văd și reușesc să mă uit la cifre, nu o să, n-o mai fiu stresată neștiind unde sunt și unde mă duc. Mm -hmm. Da? Și cât efort trebuie să mai depun. Și nu mai are ca disperată, că uite, cifrele mi arată bine. Și uite, dacă planific suficient de bine, s-ar putea să scap de stresul ăla. Aha, interesant. Hai că te suport, hai să încerc să te înțeleg, hai să ne împrietenim un pic. Dar cumva mi-am găsit și am văzut asta la mulți oameni în jurul meu, nu e ceva ce am făcut eu, că am furat și eu de la alții, adică nu e... Deci e genul ăla de stresor, de sursă de stres, care până la urmă te întărește pe tine uh -huh. și odată ce o îmbrățișezi și o rezolvi, îți devine o chestie care te ajută. Da, da la asta mă refer, știi, cu what's in it for me, știi? Aud oamenii, uite, un alt exemplu din, din industria mea, în recrutare. Toată viața, sau în fine, de în ultimii 15-20 de ani, am tot recrutat consultanți pentru echipa mea în toate joburile în care am fost și acum, <coughs> acum mai puțin că nu vreau să creștem foarte mult. Deja suntem 10, mi se pare suficient. Dar am recrutat întotdeauna mea și vedeam în fața mea, eu aveam 10 ani, 12 ani de când lucram în recrutare. E adevărat că lucram într-o agenție, deci într-o companie de servicii, nu eram în organizație, deci era cumva o dinamică mai mare. Hai să zic că poate asta era. Dar vedeam oameni care îmi spuneau, după 3 ani de recrutare, a, eu m-am plictisit. E foarte repetitiv, eu nu aș mai vrea să fac numai asta la voi, să face și altceva. Și eu întrebam, dar ce te-a plictisit până acum? Adică, concret, ce te-a plictisit? Pentru că mi era foarte clar că dacă are mindset-ul că s-a plictisit după trei ani, nu e mindset-ul potrivit, nu se uită la job cum trebuie. Cum naiba să te plictisești? Doar dacă nu-ți plac oamenii și te deranjează foarte tare interacțiunea. Dar ultimul lucru despre care poți vorbi în recrutare e plictiseală în condițiile în care tu ai de văzut 4-5 oameni pe zi cu povești de viață diferite, cu povești profesionale diferite, cu stiluri diferite. Adică mi se pare un gen de meserie, e adevărat că am fost întotdeauna subiectivă că de aia de 30 de ani fac asta, din care înveți numai că ești acolo. Îți văd clipirea când vorbești. Da. Chiar vreau să te întreb ce te ține în, în, același, în aceeași meserie de 30 de ani. E fantastic. Mai să știi că am avut multe momente în care m-am întrebat dacă n-ar trebui să fac uh, totuși un switch m-am întrebat către ce, când mi-am început businessul ăsta, am vrut să fac consiliere în carieră pentru românii care se întorc și pentru oameni din roluri de management știind că ei sunt destul de singuri când trebuie să fac o schimbare, că nu prea au cu cine să se sfătuie așa. Asta. E. Și am început așa, dar mi-am dat seama că încă piața nu e pregătită pentru asta și că să, nu, nu mi-ajung suficient banii ca să construiesc un business din asta, deci nu era suficientă piață. Așa că am continuat să fac recrutare, dar a fost un moment în care m-am întrebat dacă nu vreau să renunț în asta. E un prag important așadar, din câte vedem din statistici, cei mai mulți angajați, eu, 90% din cei tineri, renunță la job după prima lună. Asta ne spun statisticile. Este foarte greu să faci retenție la oameni tineri. Nu se pot decide. Încearcă chestia aia sau apucă poate din motivele greșite, habar n -am. Al doilea prag unde este până la la de 3 ani? Că înțeleg că e un prag foarte dur la trei ani în care oamenii își dau seama dintr-o dată o revelație în legătură cu ciobul lor. Ce se întâmplă între prima lună și primii trei ani? Măi, mi-e greu să zic că nu știu pe ăștia mici din perspectiva angajatului, pentru că ai mei cu care colaborez de obicei sunt 35-40 plus. Dar pot să intuiesc ceva, ți-am zis din nou, din mediu. Și pentru că am ajuns să plasez sau să ajut să se angajeze copiii candidaților, nu numai okay. copii cum sunt prietenii lui Aia cu o lună în care nu se decid, nu cred că ei nu se decid, nu cred că ăla e motivul. Mm -hmm. um, nu știu încă ce înseamnă reziliență. Pentru că n-au fost nevoiți să facă asta. Gândește-te că noi ne-am angajat, eu m-am angajat că nu mi ajungeau banii. Mm -hmm. Să-mi permit să ies să-mi permit să mă îmbrac, să-mi permit diverse. Să plătesc chiria de luna aia. Ei n-au asta. Și atunci, cumva, nu s-a construit reziliența asta. Revenim la ideea anterioră, scopiii noștri. Ne-am străduit, dacă tot muncim noi mulți, să le dăm lor, să fie ei bine. Asta, asta este cealaltă fața a lunii. știi? Că dacă au un cadru și un mediu uh, în care au de toate, nu au presiunea de acolo, atunci trebuie să o găsească un pic altfel. Și mi se pare că o parte din lucrurile pe care noi n-am reușit să le transmitem acasă, către ei respectiv, străduiește, te muncește, așa, se mută în organizații acum. Unde cineva trebuie să se străduiască un pic, să pună în ei niște skill din astea de bază, să simtă gustul realizării, să simtă cum, cât de bine e când faci ceva cu mâinile tale. Să înțeleagă ce în care e valoarea răbdării. Că nu poți construi nimic imediat. Adică niște lucruri de genul ăsta care țin mai degrabă de niște abilități de viață decât de muncă. Deci vrei să spui că copiii pleacă de acasă nematurizați și te să-i maturizeze jobul? Cum ne-am maturizat și noi, de altfel. Dar lua noi a fost nevoia mai mare. La ei nu e nevoia mare. Noi ne-am încolonat mai de bună voie. Da. Dar eu cred că lucrurile astea se vor atenua în timp și cred că nu sunt numai la noi. Și nu cred că, nu știu, mă uit ce e prin afară, unde chestia asta se confruntă cu asta de mai mulți ani de zile. Eu cred că ei vor și am văzut de altfel la ei niște sclipiri. mi se par foarte mult dintre ei foarte deștepți, de fapt, dar sunt doar furioși că noi înțelegem. Total de acord. Sunt sigur că. E, e, e valabil pentru fiecare generație. Statistic vorbind, noile generații sunt întotdeauna mai deștepte cu niște uh, puncte sau chiar zeci de puncte de IQ. E inevitabil, da? Pentru că, pe măsură ce avansăm și ai acces, ai uh, nutriție, ai o grămadă de lucruri, uh, creierul va fi favorizat, se va tot mări. Da. Dar, întorcându-ne la ce mi-ai spus mai devreme, citesc de asemenea că angajatorii s-au săturat să facă formare la locul de muncă, ca după șase luni un om pe care abia l-au recrutat și l-au introdus cât de cât un pic în organigramul acolo, pleacă la altă firmă pentru 50 de lei. E adevărat, dar asta și pe vremea noastră, ca să zic așa, în 90 ceva, tot asta se întâmpla. Se pleca pentru câțiva lei dintr-o da. companie în alta. Nu cred că e numai de lei întotdeauna. Poate să fie de imaturitate că nu știu că în felul ăsta nu apucă să construiască, că n-a nimeni să le explice. Poate să fie de incompatibilitate cu mediul, cu business cu șeful. Mm -hmm. Cred că sunt mai multe, dar, George, hai să o luăm altfel. Că e o așa. discuție pe care o am și cu candidații care își caută de lucru. Și, în fine, cu cât ești mai senior în rol, cu atât este mai dificil. Adică perioada în care pe care trebuie să o estimezi că va, o vei avea de petrecut până găsești, crește cu cât crește nivelul de job. Adică, pentru că aerul mai realifiat, mai puține joburi, felul în care ajungi la ele diferă și așa mai departe. Aveam discuțiile astea așa apropo de numărul de joburi și de cât de frustrant este că nu primești răspuns. Dacă aplici, de exemplu, în foarte multe cazuri nu răspunde nimeni. După interviu ai un feedback de genul, don colasul we'll coliu, mulțumim frumos, sunteți îmbazate, nu mergem mai departe, fără să înțelegi de ce. Că nu se dă feedback în general, din păcate, și eu zic asta de multe ori și știi de ce nu se dă feedback, am discuția asta cu recruiter sau cu manageri în cursuri le spun tot timpul, dați feedback. Da, da, uite, am încercat odată și reacțiile pe care le-am avut au fost îngrozitoare. Sau sunt unii care se tem de judecată procese și alte lucruri de genul ăsta. Dar astea sunt datele problemei. Se răspunde la puține, nu se dă feedback. Hai să pornim de la datele astea ale problemei și ne facem strategia de aplicare, pornim de la acest dat, ca să nu mai stăm tot timpul să ne întoarcem la rolul de victimă și, a, nasol, că uite... Lumea nu dă răspunsuri, lumea nu dă feedback. Ok, am înțeles, din 100% 10% vor da, 90% nu vor da. Atunci ce am de făcut? Da. It's a numbers game, da? Dacă mm. asta se întâmplă. Hai să nu mai, exact așa și cu ei, bă, ok, mm. înțeleg că șansele să plece sunt mai mari. Hai să iau 20 când am nevoie de 10. Hai să fac efortul ăsta știind că din aia 20, probabil că 10 se vor pierde pe parcurs. Uhum. Și deja sunt companii care au început să facă proiecte de internship, tot felul de lucruri prin care să atragă studenți, elevi de liceu. Mă bucur că au început să meargă și în licee. Eu cred că de multe ori de acolo trebuie luată. Păi din câte iar, din câte mă uit în statistici și ce, ce vorbesc inclusiv cei din patronate și alții, problema pleacă din licee. Că noi livrăm pregătire, nu competență. Uh -huh. Diplome, nu meserii. Nu mai avem suficient de școli profesionale, școli tehnice. Și apoi, dacă tot și mai sus de liceu, în facultăți, apetitul tinerilor către meserii tehnice este într-o scădere dramatică. Uh -huh. uh, am auzit, spre exemplu, un constructor care spunea, un, un, unul dintre mari constructori din, din România, care spunea că suntem în situația în care. Chiar dacă avem banii, nu, nu vom putea da gata niciun sfert din proiectele de infrastructură sau de construcții pe care le-am putea face. Pentru că nu vin oameni către munci tehnice. Munci de construcții, munci... Da, și nu mă refer neapărat la, la zidari, că nici măcar zidări, zidăria nu mai e același lucru. Uh -huh, uh -huh. Adică vorbesc cu oameni din industria asta de materiale de construcții, care îmi spun, zice, băi, sunt acum niște materiale, mi-a un arhitect, ce am adus o, o, o firmă, niște meseria și am încercat să-mi repar aici, nu știu ce, și toată lumea mi-a făcut o estimare de nu știu câte zile de muncă, foarte complicat, și mi-a spus. bă, dar există vopseaua aia pe care o dai peste și ai rezolvat. Și n-au vrut să mă mi facă, mi-am făcut-o eu în jumătate de zi. Uh -huh. M-am oprit eu din desenat acolo și am făcut eu chestia asta care altfel trebuia să mă blocheze o săptămână. Adică se schimbă foarte mult și materialele, modul de a lucra, avansul tehnologic, intră și în zona asta, dar nu vin destui oameni din urmă la capitolul ăsta. Da, pentru că e cumva... Nici nu s-a făcut reclamă foarte mult unor asemenea meserii și erau rămas tarate cu imaginele din trecut. Deci nu e nimic... Eu cred că lucrurile se pot regla din nou. Și am văzut oameni care sunt pasionați de asta. Nu știu, de exemplu, am prieteni care au un business de mobilă. Din pasiune. Pentru asta, lucrat cu mâna. Mai știu un prieten care lucrează, în, care un job în corporate foarte serios și acasă, din pasiune, produce chestii din lemn că îi place, îi place din ce iese din mâna lui. Eu cred că pur și simplu o să dureze un pic până punem din nou un pic focusul pe asta. Uite, mă uitam că există, nu le mai spune școli profesionale, dar le zice într-un fel, nu mai știu acum cum sunt. Învățământul dual da. Așa. Sunt destul de multe companii care au producție prin țară uh -huh. care au parteneriate serioase cu aceste da. școli. Și au foarte mulți oameni pe care îi iau după aia la ei în companie. Deci am știu foarte multe exemple de ce da. am ăsta și mi se pare o atitudine foarte deșteaptă și abordarea corectă. Investesc în ei de la liceu, probabil că nu toți se vor duce acolo, adică posibil să-i trăinuiesc dublu decât cei care vin la mine. Dar asta e investiția pe care o am de făcut ca ei să vină în direcția asta. Eu cred că pur și simplu e o treabă de în schimbare, știi, uh -huh. și să ne adaptăm. Acum, apropo de în schimbare, să ne adaptăm, toți vrem de gata. Dacă se poate. Așa. Și când vedem că nu se poate de -a gata. Gnea puțin timp și puțină rezistență până să încercăm să facem altceva. De ce spun asta? La nivel de companii mă refer. Că într-o piață ca România, în care a fost gherila și nu gherila, a fost raiul pe pământ pentru companii. Când au venit în 90 și ceva. Au găsit numai muncitorii pregătiți să facă orice. Super, gândește-te că erau, pentru majoritatea joburilor, aveau oameni care erau solvenți de facultate. Nu era necesar. Exemplul pe care îl dau întotdeauna este cu reprezentanții medicali. Deci eu țin minte, înainte de 2000, recrutam, nu mai țin minte pentru ce, firmă de farmă, medical representative, seniori, nici nu vroiau să ia în calcul dacă nu erau absolvenți de medicină. Mm -hmm. Și eu tot întrebam, bă, mi-am de ce trebuie să fi absolvent de medicină totuși, adică vinde un medicament, ok, trebuie să înțeleagă, dar un farmacist, un chimist, un biolog? Nu, nu, nu există. De ce? Că aveau de unde. Exact niște ani de zile mai târziu, nu mai există asta. De aia acum mulți dintre oamenii care sunt manageri în zonele de farmă sunt medici la bază, pentru că sunt din generațiile vechi de reprezentanți, dar cei care vin din urmă, unii din ei sunt ingineri. Nu au nicio treabă cu farmacia. Ingineri. Pentru că nu este, într-adevăr, deci ok, ai nevoie să înțelegi, dar până la urmă nu ești chirurgul care intră în operație sau medicul care trebuie să gândească cu totul pachetul, da? Trebuie să mm -hmm. înțelegi caracteristicile unui medicament și e cineva care te învață. Da. Dar cumva asta a fost o adaptare că nu s-a mai fost de unde. Cam așa și cu asta, știi? că nu mai e de unde, trebuie să găsim soluțiile să ne adaptăm ca să fie și trebuie să punem un pic mai mult umărul. Mm -hmm. Cel puțin perspectiva mea asta e, știi? Mă uit în timp, așa câte meserii n-au existat, s-au format, s-au ajustat cerințele, criteriile, din cauza că nu dar uite, apropo de asta, asta e o observație personală, am avut o problemă săptămâna trecută, a trebuit să ajung de urgență la camera de gardă la Spitalul Florească. Și ce am văzut acolo, m-a luat un medic rezident, o doamnă doctor tânără, o gașcă de tineri, care erau toți acolo după profesor să învețe. Măi, George, mi s-a părut remarcabil, deci am fost așa de bucuroasă, uitându-mă cu drag la tineri care au ales o meserie care mi se pare îngrozitor de grea și în care probabil că majoritatea dintre noi nu ne am băgat de bună voie și ne de nimeni că este da. foarte dificil. Deci... Eu am fost la un pas și am renunțat fix înainte să intru la medicină pentru că este foarte grea. Mm. Și mă uit la cei care îmbrățișează medicina în vremurile noastre, ăia sunt niște oameni foarte dedicați. Pe bună. Deci, chiar apropo de tineri, că pe de o parte vorbești de unii care nu vor, eu am văzut niște da. tineri de 20 ceva de ani care vreau să învețe care stăteau în spital, da. după domn profesor, după domna doctor, după... Uh -huh. mai mi s-a părut... Deci, pe bune, am plecat cu sufletul plin de acolo și bucuroasă de chestia asta, uh, uitându-mă la cât de mulți au ales medicina. Deci, de asta zic, contează foarte mult și la ce ne uităm. La aia care nu da. vor sau la aia care și vor. Și vor chestii grele, știi? Dar din ce aud eu, spre exemplu, din mediul universitar, am stat de vorbă cu cineva care se ocupă... Din Politehnica, hai să uh -huh, spunem, că uh -huh. uh, o, să, o să mai intru subiectul ăsta, i-am invitat să vină să vorbească și public despre chestia asta. Puțin lumea înțelege că Politehnica, una dintre cele mai importante instituții tehnice din țara asta, are o problemă de recrutat studenți. Nu știu că știi. Nu știam asta. Dar de sunt acolo, multe facultăți care au. Și sunt, da, dar până și Politehnica, eu, eu știam că e bătaie să intre la Poli. Și au investit, s-au dezvoltat. Ce se întâmplă în campusul ăla mi se pare spectaculos. Până și se refac, până și aleile, se pun uh -huh. tot felul de chestii. Au o aula uriașă. O să avem un eveniment acolo, că de-aia facem în aula magna. Băi, ne-mi s-a părut incredibil. Și ce? Ce e refăcută și au făcut da. multe lucruri întreabă. Au de o facultate de robotică? Uh -huh. Facultate de antreprenoriat? Băi, niște chestii. Și se de vorbă cu ei și îmi ziceau câte și colaboră la chestia asta, că am intrat într-un parteneriat, ziceau, avem o problemă, noi ne uităm în față pe termen mediu și lung, că vom avea o problemă să atragem suficient de mulți oameni către inginerie, să devină ingineri. Să fii inginer nu mai e cool în țara asta. Și nu că nu va mai fi în viitor, vin un pic mai în prezent. Vorbeam zilele trecute cu un prieten inginer de instalații, COVID-ul, țifuit, cred că oamenii îl știu aici pe canal, uh -huh. am dat anunțuri de recrutare și nu știu știi cât mai e un salariu la un instalator bun. No. Cam cât cred că ar trebui să fie un salariu de instalator în România, după tine? Mm -hmm. Instalator care trage ție, pune fittinguri, nu, cu scule moderne, nu se mai lucrează cu țeavă de fier la care te chinui tu să Nu, sunt. Tot este pe bază de scule moderne. Cât ar trebui să ia un inginer? Nu știu să-ți spun asta. De probabil că un 3.000-4.000 de lei. Dublează. Și nu au găsit candidat? Și nu găsesc. Pentru că oamenii ăștia aleg de foarte multe ori să facă chestii, unii, din ce am înțeles, unii dintre ei ori își face el încă o echipă prieten și au niște lucrări de pe Olix, uh -huh. ori se duc pe afară și am mai văzut că mai e un trend, uh, unii din români se mulțumesc cu suficient de puțin, ceea ce iarăși trăim într-o lume în care poți face chestia asta, în care se duc să lucreze câteva luni afară și apoi vin și stau câteva luni acasă relaxați și fac din orice altceva. Uh -huh. Măi, până la urmă, George, eu ce cred că trebuie să înțelegem e că trebuie să ne adaptăm la noile mentalități și că și dacă ne plângem de felul în care reacționează oamenii, noi nu trebuie să facem... Nu, nu, mă, plâng. Face... E, nu, e, nu, doar nu mă refer la tine, mă refer la angajatori în general și da. la noi cum ne uităm la povestea asta. Da. Degeaba ne plângem. Asta e, adică vine toamna. Nu o să stau să mă plâng că vine toamna. Vine toamna. Și dacă okay. mă plâng, nu ce ajută. faci? Uite, Găsești exemple... alte soluții. Încerc să iei norme... Vezi că, apropo de asta, în afară, există deja uh, norma fracționară de muncă. Așa. Da? În care poți să lucrez pentru tine patru ore și încă două ore mai lucrez pentru cineva și încă două ore sunt eu pe propriu. și toată lumea e ok cu asta. Știind, însă, într-adevăr, că în cazul ăsta și tu ți-asumi responsabilitatea la alt nivel pentru ceea ce livrezi. Adică ai patru hmm. ore, îmi livrezi. Nu am nicio problemă să te duci două ore acolo, două ore -a. acolo. Ori noi avem încă discuții despre trebuie să vină la birou că altfel nu e bine, da? trebuie să lucrez exclusiv pentru mine că dacă mai face ceva, sigur nu o să aibă focus, așa? Înțelegi care, într-adevăr, dacă sunt situații în care așa este, da, și -o e o temere reală, dar e o temere reală și dacă ar lucra opt ore cu tine, tot n-ar fi eficient. Și, da, știi? E un pic să ne uităm dincolo de asta. Vrem, nu vrem, oamenii vor să lucreze așa. Dacă ei și asumă și își pot asigura venituri mai bune în felul ăsta, Fainul da, dacă îmi livrez în patru ore ce puteam să primesc în opt și vrei să de opt, dar îmi livrezi, sănătate, suntem bine. Și cu toate astea, toate discuțiile astea, pe tot ce mi-ai spus tu, am avut și eu discuțiile astea cu ei și am întrebat. De ce nu încerca să lucrați altfel? Dați-le posibilitatea să facă intraprenoriat, să-și creeze propria lor unitate de business în interiorul businessului tău, să lucreze pe, cu tine pe bază de proiect. Toate lucrurile, astea. am încercat, le-am încercat pe toate astea. Mulți ajung în disperare de cauză, ori nu înțeleg ei, ori nu rămân fără idei și se, se duc către imigranți. Mm -hmm. Care pare așa, iarăși, noul Eldorado, cum păream noi, cum am fost noi pentru vestul Europei, acum imigranții, acel un milion de imigranți care te, vor intra în România în deceniul ăsta, ar trebui să vină să ne salveze de acel deficit de un milion de oameni din economie. Problema însă de joburile mai puțin calificate aici. Și în majoritatea emigranților sunt în joburile mai puțin calificate. Exact așa cum noi ne-am dus către Europa de vest pentru joburi mai puțin calificate acolo. E, e migrația oam oamenilor, migrație socială, nu e nimic că e determinată de factori economici, de acord. Da, apropo de ce spuneam că a fi nevoie să ne adaptăm. Trebuie să ne adaptăm la ei pe stradă? Trebuie. Da. Că sunt mulți. Trebuie să ne adaptăm la ei în magazine, în restaurante, unde când te prinzi că nu-i de-al tău, îi zici thank you în loc să-i zici mulțumesc și începi să-i ceri în engleză în loc să-i ceri în română? Da, faci asta. E o adaptare. Zici mai des thank you în București? Da. Păi nu? Păi da. Vezi că sunt mulți și sunt în foarte multe zone, dar, sincer, cred că e natural. Că nu văd nimic în regulă pentru asta. Mai degrabă, mi-aș pune problema ce facem ca să creștem nivelul de educație și cât reușim să le pe mai mulți de la politehnică, că dacă are cine să ne facă muncile mai puțin calificate, noi ar trebui să începem să ne concentrăm mai tare la, Ai de la calificate. Aici văd eu o discrepanță. Aud angajatorii că nu găsesc profesioniști, da, meseriași. Aud mediul academic care spune că vin prea puțini către meserii de genul ăsta. Unde sunt oamenii care trebuie să se califice pentru alte joburi decât livrări, mm -hmm. decât măturat, curățenie, agricultură, munci manuale. Pentru că astea vor fi mâncate pe pâine de imigranți și în țara asta. Ne place sau nu, acum suntem și noi în vest. Vine la pachet cu faptul că evoluăm, nu? Că de asta zic, nu, de ce să ne mirăm sau să ne supărăm? Noi plecăm în afară, alții vin încoace. Da. Și ăia s-au supărat că noi am venit peste ei, și no, nu ne convine că vine ăștia peste noi, dar de ce? Da. Că așa se întâmplă de când lumea n-am generat noi nimic acum. Ideea este să ne adaptăm într-un fel în care să ne fie mai bine, nu? Dar revenim la acest la spui tu, aș vrea să mă uit la partea plină a paharului, mm. dacă îmi permiți, că risc să mergem în valea plângerii și urăsc să valea plângerii. Nu, nu vreau asta, eu doar mă uit efectiv de unde băgăm uh, uh, resursă în, uh, în instalație din partea asta. Eu cred asta. că o parte dintre cei tineri care nu mai vor să facă lucruri Uh, încă un miraj care nu mai este al nostru al vestului, dar e mirajul freelancing-ului, unboxing-ului pe YouTube, uh, TikTok-ului și influencing-ului și faptului că poți să faci bani din nimic, cred că le trebuie 2-3 ani, 4, ca să se prindă că nu-i chiar așa. Și doi, să se prindă că aia, ok, sunt foarte mulți care încearcă, dar din ei nu știu dacă sunt 1% care reușesc sau 2%, uh -huh. eh, restul de 98 trebuie să facă ceva cu viața lor totuși, adică poți să încerci un an, doi, trei, dar după aia trebuie să faci ceva cu viața lor. Deci unul, cred că trebuie să-i lăsăm un pic să, să da. se întâmple chestia asta. Doi, okay. cred că trebuie motivați un pic și explicat un pic what's in it for them, în a lucra în meserii de genul ăsta, ce viitor pot avea, ce care e satisfacția pe care o pot avea din chestia asta, că de fapt, cred că acolo trebuie să o lucrăm mai degrabă la bă, hai să vedem ce îți place să scoți cu mâinile tale, ce satisfacție ai când produci ceva. E cu totul alt Apropo de asta, m-a marcat o chestie, cred că în 2010-2011, am fost special în Londra să-l văd pe Branson. Era o conferință mai mare, până să aud că, adică, niște ani de zile mai târziu, a venit și în România. Și cineva l-a întrebat, fiul tău are un business, nu? Da. Dar da, de ce nu i dat să preia? Că ai o mulțime de companii, puteai să-i dai. Și el a zis, n-am vrut să-i fur satisfacția de a crea ceva cu mâinile lui. Băie, deci mar, George, deci pe mine mă răsună în cap ce a zis omul mm. ăla atunci. Mi s-a părut foarte tare. Deci putea să-i pună în brațe, uite, băiatul meu, ia aici și grupul de companii sau măcar o firmă și le spun, nu, asta am făcut, eu, ok, poate în timp da. vei putea. Acum ce pot să fac dacă vrei este să-ți dau o mică finanțare, dar mică, nu mare, că tu trebuie să începi să produci tu, ca să ai satisfacția de a produce tu. Cumva și ce cred că ne lipsește istoria de a avea bani în familie și de a ști cum să punem problemă ca asta la prima generație de încălțați. În pantofi. În pantofi și cu bani mulți. Și încă dăm 50 de mii pe mașina pe care o cumpărăm copilului la 18 ani, care cu tot respectul, da? după aia ne spălăm că nu are chef de muncă. Băi, nu are cum să aibă Sau și-a făcut de muncă. anturaj și consumă chestii. Ferească Dumnezeu. Nu zic, nu, da. știi, suntem prima generație care avem, sau suntem între, între cei care mai au bani, sau există între noi oameni care au făcut bani foarte mulți și care încă învață cum să se raporteze la bani foarte mulți. În afară există mai mult istorie, mai multă istorie în privința asta și știu cam cum să se raporteze la bani mai mulți. Și ce înseamnă și unde pot face bine și rău copiilor pentru că au bani mulți. Asta e în orașe. Dar dacă venim mai jos, pentru că mulți se vor uita la noi și vor spune băi, aș vrea să am și o problema asta. Că nu, nu ne ajung banii. Ce văd iarăși în statistici și ce, iarăși, și ce spun companiile este că a, problema asta în, cumva în oglindă, dar la alte proporții se întâmplă și foarte jos. Sunt familii care se mulțumesc cu uh, venitul, venitul minim garantat, cu ajutorul social și trăiesc o viață de subzistență care altădată nu era posibilă. Făceai foame dacă nu ieșeai la muncă. Uh -huh. Acum poți să faci un pic de foame, dar nu exagera de multă cât să nu mai trească să ieși la muncă. Mm -hmm. Deci și chestia asta se schimbă în toate palierile societății. Probabil, nu știu, nu-mi imaginez că e doar la oraș. Și adevărat că, știi, noi avem, mie mi-e unor greu să zic, cred că lucrurile sunt albe sau negre, pentru că trăiesc într-o bulă. Așa e. Într-o bulă de București, într-o bulă de oameni care lucrează în general în mediul privat, mai am pe aici pe acolo cât un prieten care lucrează în, la stat, da. n-am prea multă, adică în afară de asta nu știu prea multă e adevărat. Și atunci cumva felul în care ne, de unde ne informăm, ne afectează felul în care vedem da. lucrurile, clar, ten subiectiv. Iar eu cumva și cred că fiecare poveste pe care nu o spunem e adevărată. Adică eu îmi spun poveștile care mă ajută pe mine să trăiesc bine. Da, okay. Și să-mi duc viața înainte într-un fel în care să am motivație, da. să înțeleg și da. să-mi găsesc. De aia spuneam lui Fimea, bă, terminați cu căutatul de sens acum, adică în acțiune mm. se găsește sensul, nu în acțiune, Pentru că și pentru mine trebuie să-mi găsesc sens diferit pe măsură ce înaintez. Da. Atunci am nevoie să analizez informațiile din jur, să văd ce îmi place, ce nu mi place, unde mi se pare că merită să merg mai departe, mm -hmm. nu? Dar e un exercițiu constant. Nu e am stabilit acum și acum ai direcția. Și mi se pare că pandemia fix asta subliniază ce s-a întâmplat cu lockdown-ul. Este un wake up call, bună dimineața, trezirea. Trezirea A fost la te doar chestia asta. Mie mi se pare că a făcut partea asta bună, că ne-a dat timp să ne uităm în oglindă. Poate n-am găsit ceva interesant acolo. Sau frumos, sau plăcut. Dar în același timp, ori privitul la în oglindă, ori pur și simplu pușcăria aia de stat în casă, ne-a transformat modul de a vedea viața și de a gândi. Cred că este... Sper să vi-l transformați și în bine. Um, cred că cumva e un mesaj despre imprevizibil și despre felul în care suntem capabili să ne adaptăm la el eu așa o văd, este clar, de acum încolo așteptați-vă că vor fi tot felul de lucruri la care nu vă așteptați deci lucrați la a vă adapta dar cred că cumva a fost și o ocazie să înțelegem un pic cine suntem și ce vreau eu de la viața mea în etapa asta adică poate și pușcăria pe care o zici tu că a fost un pic de pușcărie dar cred că nu e relevant ce trăim în anii ăștia să zic de ce, mi, mi se pare și pe stradă toată lumea e pisica pe acoperișul fierbinte. Deci Bineînțeles, așteptăm să ne bage la loc, iar. Presiune. Mă, nu știu dacă e neapărat de asta. Mi se pare un fel de, de compresie post-stres, știi? Care se simte nasol în foarte multă frustrare, furie pe stradă. Văd lumea cum conduce și agresivitatea și claxonatul și băgat. Adică ne mai iau un pic de timp până ne revenim la viața normală. Pentru că lumea încă este, știi, e frustrată. Dar e de normal ducă. să fie agitați oamenii. Asta cu pandemia, nici nu știu dacă s-a terminat, pentru că s-ar putea să ne bage ăștia încă o dată la loc. Nu, mm, există, nu cred asta. Tocmai s-a autorizat încă un vaccin, să ai să vezi. Am văzut, da. Dar pe de altă parte, vine și ne spune guvernul că nu sunt bucăți de dronă în România, după care vine și spune, da, am găsit patru. Păi să mai aici o echipă de televiziune și mai găsește niște copaci arși pe acolo, dar autoritățile ne spun, stați liniștiți, nu e nicio problemă, nu. -s. Și noi suntem pe granița unui război. Să dau bombe la 300 de metri de noi. Așa, și dacă o facem mai mare decât e cu ce ne ajută. Păi să ne-a zis și primul ministru, să nu ne mai agităm atât, că nu e periculos acolo. Da, în fine. Eu am altă, altă părere apropo de asta, că nu e vorba că nu e periculos. E vorba că agitatul ar fi periculos. Adică hai să, să vedem. Eu nu știu ce se va întâmpla. Adică, să uite, să de vorbă cu, cu Lorena înainte de, de chestia asta. Dacă chiar s-ar întâmpla ceva la noi, noi ne-am bășicat și e o discuție întreagă în societate de vreo săptămână de niște bucăți de dronă care au, ars, au căzut și au ars la noi. Dar dacă ar fi un pic mai rău, am avut o zi bună, am început-o frumos cu o cafea excepțională, te rog frumos, hai să nu mergem din, din zona să ne întoarcem la asta cu Pentru că starea cu... asta de anxietate, de, cum ai zis tu, pisică pe acoperi. Pe da, da, că mi se pare că suntem toți în ghiar, așa, știi? Păi suntem, nu suntem? Și văd, ba da, și văd și felul în care oamenii își iau deciziile vis-a-vis -vis de joburi și Acolo cu să ajung. temeri cu frici, cu uh, așa, au leu să nu risc, au să nu, au leu dacă. Deci e multă frică, știi? A ieșit la suprafață, o să mai ia un pic de timp până, știi, cum se calmează sistemul nervos, încet, încet, cam așa trebuie să. Încă suntem în valuri de calmare. Dar durează un pic, că e ca un, după o traumă. A fost o traumă pentru mulți. Și mai vreau să zic ceva apropo de asta când am vorbit de tineri. Gândește-te că pentru tineri trauma e mult mai mare decât pentru noi. Pentru că noi aveam niște mecanisme de reglaj emoțional. Învățase în câte ceva în viață până acum. Ăștia care au fost în mai ales adolescenții. 14-20. Dintr-o dată te-ai trezit blocat în casă. Așa cu mâinile legate. Și ce fac eu cu mine? A? Deci, la ei, apropo de faptul că încă sunt un pic amețiți. Păi suntem noi ăștia mari. Că nu să nu fie ei. Da. Și sunt mulți dintre ei trecuți prin depresie sau aproape de depresie, adică au niște probleme, se confruntă cu niște probleme reale. Rata de depresie la adolescenți este foarte mare și este post-COVID. Așa este. Deci nu e, au nevoie de ajutor, nu cred că au nevoie de neapărat de judecată, cât mai degrabă de un fel în care. Da. Hai să treceți niște și pe noi pragul un pic, că o să fim bine, după aia aveți încredere că suntem deștepți, ne duce capul. Suntem toți în starea asta. Nu, nu pot să arăt cu degetul nici către ăia uh, în vârstă care așa, nici către tineri care nu se urnesc, nici că. <fie> și noi ne uităm la stările noastre, ăștia care facem chestii și. și nouă ne este greu, tuturor ne este greu, suntem cu toții în starea asta, deci nu, nu cred că e cineva devine, Suntem cu toții pisicile alea stresate așa. Da, dar unii facem ceva pentru asta, alții mai puțin. Asta zic că trebuie făcut ceva pentru asta, nu o să vine nimeni să ne salveze <că> pe niciunul dintre noi. Mm. Uh, și uite, mă uitam. Apropo de ajustare, eu cred da, că. Ce ar, ce ar să facem? Păi nu știu dacă înainte îmi permiteam, poate să mă gândesc șapte zile la cât de nasoală lumea și viața, și uite, să mă adun. Nu mai îmi permit acum, la primele gânduri nasoale, încerc să mă regrupez și să ori să mă mișc, să fac ceva. Nu le mai las să se construiască și să mă duc într-o zonă negativă. Fac terapie, nu știu. Fac sport, mă ocup de mine de sănătate, beau apă, încerc să mă uit la lucrurile care mă pot echilibra. Dorm bine, că, apropo de sănătatea la căpuț, vine în primul rând din mâncare și din somn. Mm -hmm. Mâncare că... și somn, înainte da, de orice. Înainte de orice, după aia vorbim despre stare, știi, mm -hmm. personalitate, etapă, las o mănânci, dormi. Dacă ai făcut asta bine, după aia vorbim și de restul. Mulți suntem deficitar la capitolul ăla. Încă. E că adică e peste 50% din starea de fericire, vine din chimia organismului. Mm -hmm. Vine din cum am eu, cum am fost eu lăsat, cum arată ADN-ul meu, cum arată chimia mea. Da? Dar revenind la starea de fapt, la concret, la prezent, e mai, mie mi se pare că e mai multă incertitudine ca niciodată, și sursele de stres vin din toate părțile. Vin din muncă, mm -hmm. din mediul economic. Da, din felul în care este setată de guvernanți, poate o parte de fiscalitate, impredictibilitate, toată zona asta. După care mai e zona asta de război de care am vorbit puțin, o lăsăm parte că na, efectiv nu avem putere să vorbim de ea că nu știm ce am face. După care mai vin și partea asta de schimbări climatice care anul ăsta sunt record. Uh -huh. Dezastrele și pagubele de pe urma schimbărilor climatice sunt record. La ora la care noi înregistrăm, nu a plouat în București toată vara au fost câteva averse -a seama de asta, foarte tare. au fost câteva averse scurte eu nu mi-amintesc să fi plouat mai mult de o oră la mine la Corbeanca au fost niște furtuni dacă mi-aduc eu aminte bine foarte, aici, în București aici foarte scurt. Mată. da, niște averse da, da, da. aversele alea sunt inutile, nu știu dacă știi dacă nu-ți mm -hmm. plouă câteva ore la o aversă apa aia se spală, se duce, nu rămâne nimic Deci, inclusiv climatic, mediu mă uit la plante, la copaci cad frunzele mai devreme, adică până și toată natura e stresată, nu suntem numai noi. Da, să scadă da. frunze dintr-un copac irigat în august, la sfârșit, suntem în octombrie, noiembrie. Cerce, dar hai să te întreb altceva. Noi ce putem să facem vis-a-vis -vis de asta? Sunt lucruri care țin de... Eu cred așa, că dacă fiecare din noi pe bucata lui de arat de pământ are cum trebuie, toți facem câte un pic din aratul corect, în timp se creează o masă critică. Pe de altă parte, toate lucrurile astea pe care le-ai spus tu, sunt toate lucruri pe care eu în afară de a arat corect pe bucata mea nu le pot influența uh -huh. calea sigură către depresie este să mă concentrez pe lucrurile care nu țin de mine okay. și atunci cumva, apropo de a avea grijă de mine băi, ok, dar e sol, le înțeleg, le discut cu băie prietenii la un vin, la, cu băieții la o bere tot ce pot să fac e să mă străduiesc să fiu corect în bucata mea de arat, da? Asta e contribuția pe care o pot face, o pot aduce Da. și o fac, da? Restul, nu o să stau să mă concentrez pe ele, pentru că nebunesc. Uh -huh. Deci, cumva la asta mă refeream când zic apropo de a da. grijă de mine. Am grijă la sursele de informare, de unde mi-au știrile, câte las să ajungă la mine. Suntem toți bombardați cu informații, nici da. nu avem timp să procesăm cantitatea de informații pe care. Păi dacă eu mă străduiesc să le procesez pe toate, în nebunesc numai din asta. Da. Și atunci, cumva, nu ține de restul, de asta zic eu apropo de limite. Așa Bă, e. Eu încep să devin responsabil pentru un fel în care mă afectează lumea. Toată lumea din jurul meu, pentru felul în care trăiesc. Cumva ăsta e, mi se pare, schimbarea da. care s-a făcut. Se mută responsabilitatea de la ei la noi, mai mult. Bă, eu trebuie să pun niște limite pentru că lumea încearcă să mă strângă. Mm -hmm. Asta este felul în care funcționează societatea în momentul ăsta. Veți revin apropo de strâns și de uh, felul în care se întâmplă asta și în organizații lumea are început să vină la birou. Nu în procentele în care se așteptau, nu atât de mult precum se așteptau, dar au început să vină la birou. Însă, sunt multe organizații care au pornit de la veniți la birou non-stop. Dar de ce să veniți la birou un stop Păi pentru că, pentru că, așa credem că e bine. Până când nu au avut niște mesaje coerente, oameni au fost oameni care au zis, bă, nu, eu m-am mutat la țară de atunci. Vrei să lucrezi de aici sau Plec și îmi pe alții care o să fie ok cu mine să lucrez uh -huh. de la țară. Știi? Da. S-au adaptat destul de mult companiile, mi se pare, și vor mai suferi adaptări în a înțelege că e mai degrabă focusul pe comunitate decât pe orice altceva. Deci motivul pentru care stăm la birou este că apucăm să bem cafea de dimineață împreună. Să discutăm ce ți-a mai întâmplat, ce mi s-a întâmplat mie, înțeleg, ne umanizăm, ne construim relația de la om la om care e foarte necesară. ne recalibrăm necesar. noi ca oameni. Exact. Emoțional, mă re reglez în mediul în care sunt. Exact. Că mi-e mai simplu să fac un brainstorming la birou decât pe Zoom. Și, ca să zic, cinstit a mai fost o chestie peste vară, am remarcat aici în dar au fost câteva zile, în zilele foarte calde, în care era plin de lume la doi acolo la food court, ca în perioadele în care lumea era la birou. Nu știu dacă e așa, dar eu zic ce am gândit eu. A fost iată că țineam eu aer condiționat acasă porni non-stop. Am zis un motiv pentru care cred că lumea e la birourile astea este că a fost mai ieftin să stau la birou unde oricum e pornit tot aer condiționat da. decât să plătesc acasă. Și de cred... dea se duc și pensionarii în hipermarketuri. E, asta n-am știut-o. Da? Da, sunt, am văzut eu reportaje cu pensionari sau și-am întrebat să mai sunt pe aici. Nu mai uităm și noi, mai facem cumpărături, Iar coare. Pe bune. Deci la cât de cald a fost și cred că o să fie valabilă și la iarnă și la cât de frighe. Știi? Că e mai uh -huh. ușor să te încălzești la birou decât acasă. Nu știu, dar a fost, o... am văzut chestia asta. Cu alte cuvinte, de multe ori motivele pentru care lumea de fapt cu adevărat vine la birou nu sunt legate de avioane pe câmpii, că nu putem să facem treaba decât așa, ci mai degrabă de lucruri umane, omenești. Simt nevoia să mă văd cu colegul, am nevoie de comunitate, nu a poate fie un pic mai ieftin în anumite situații. Eu zic că merg aproape zilnic la birou, deși colegele mele nu vin și nu am o problemă cu asta, ne vedem regularitate și mai facem câte un team building în afara biroului țării și așa mai departe. Ne conectăm foarte frumos, suntem foarte ok. Mie mi-e mai simplu să separ planurile. Da. Că am închis ușa, nu la birou. Avem colegi care mi-au spus chestia asta, nici n-a trebuit să insistăm noi să se întoarcă, să vină să lucrăm împreună. Mi-e mai bine să fac asta decât acasă. Acasă nebunesc să fac. Să, acolo acolo trăiesc, acolo dorm, acolo mănânc, să mai și muncesc în același loc. O iau razna, efectiv. Dar știi cum e? Cred că trebuie un pic de mai multă libertate da. lăsată, pentru că eu cred că în momentul în care mai multă libertate și mesajul este în direcția asta, oamenii ale corect. Zici? Eu cred că da. Și în fond, dacă sunt niște oameni care nu sunt în stare să vină la birou și nu simt, de ce mai forțezi? Ok. Că vor fenta sistemul. Aș mai rămâne un pic pe zona aia de anxietate și de stres social și de toate chestiile astea care ne fac să stăm așa. Uh -huh. Altădată, dată, asta însemna să pleci. Este și o formă de terapie. E o vorbă care spune că o terapie de succes se tână cu un divorț. <laughs> <laughs> Sau cu schimbarea locului de muncă. Da. Sau a țării. Acum e pentru prima oară când văd că stresul din alte locuri, ca să mă întorc la românii care vor să se întoarcă, ar reveni acasă. Și vreau te întreb un pic, m-aș mai întoarce pe la subiectul ăsta, nu știu că este povestea cu badantele din Italia. Nu. Băi, deci este, este, mare stres în Italia că nu mai are cine se ocupe de bătrânia, că le pleacă, unde crezi? Înapoi. Acasă. Că le, le, îmbătrânește familia, au nepoți de care vor să se ocupe. Și am mai văzut o chestie. Și au mai învățat ce înseamnă drepturile lor, și au început mm -hmm. să aibă alte pretenții în fața angajatorilor și alte asemenea. Avem și noi o șansă am făcut bună financiar, probabil. Exact, Să plătește bine aici. Să fii bună România, nu mai este. Adică Țin minte că am avut noi nevoie ultima oară cu vreo 5-6 ani, în București nu găseai sub 1000 de euro pe lună? O bună? Not bad. Not bad, da. Not not bad. Bad, da. Vorba lui Djokovic. not bad, da? No? Not bad! Și <laughs> atunci, avem badantele, după care tu îmi spuneai de oameni inclusiv din America care vor să întoarcă. Acum, dacă sunt din orașele mari din America, cred că înțeleg de ce. Că America, mai ales în zonele urbane, aglomerate, are, are niște probleme care nu se vor rezolva curând. Avem de capacitatea să fim un loc bun de întoarcere pentru oameni care ar vrea să se întoarcă aici sau să se mute aici? Mă, eu cred că da, da, aș face o diferență. Cred că una sunt um, oamenii care se întorc din Italia de la îngrijit bătrân, și alta sunt oamenii care se întorc din America din roluri de CEO la companii în America. Adică, criteriile sunt că sunt mulți care au ajuns departe. Ok. Foarte departe. Adică, mulți dintre românii pe care le avem peste ocean sunt în niște joburi. Adică, cel puțin am văzut foarte mulți dintre cei care se întorc. Nu sunt nerealizați profesional, sunt foarte realizați profesional. Că au ajuns. Dacă cumva încep să spui niște întrebări la un moment dat. Ce mai contează? Ok. Când ai strâns banul, ce mai contează? Adică care de fapt? Care sunt lucrurile care sunt importante? Au fost un val care au vrut să contribuie. Au venit ca să contribuie. Să, ok, să dea ceva înapoi țării de unde au venit. Mai sunt un val acum care au venit din motive legate de familie și de apropierea de familie. Și de cumva, dacă vrei, cred că este și vorba de cost of living comparat cu ce aveau acolo, da? Și este un lucru pe care îl aud foarte mult, apropo, de la expați. Tu ai văzut câți expați se stabilesc în România? Uh -huh. Sunt foarte mulți. Și am auzit foarte des chestia asta și să știi că am această obsesie din 90 și ceva. Așa. Pentru că nu ieșise mult în străinătate, când venea câte un expat cu care lucram, pe toți îi întrebam și cum vi se pare în România. Eu încercând să aflu cum dracu se vede de la ei, că mi se părea că noi ne purtăm cu ei așa, facem temenele când vin, mi se părea că am prins Dumnezeu din picior, când venea câte un GM expat, toată lumea era foarte... Nu mai suntem așa din fericire, dar eram foarte... Ce zicea ăla? Era aur. Dar eu eram curioasă să văd cum se vede de la ei. Păi, jur, și am constatat o treabă. Mm. Constantă. Păi, totdeauna ăștia ne-au văzut mai bine, aia care îndrăzneau la un moment să zică, mult mai bine decât ne vedeam noi. Mult mai bine. Adică lucruri mai rele despre România am aflat de la, de la ai noștri decât de la ăștia. Care ziceau, bă, stai așa. Veneau într-adevăr, aveau senzația că veneau în coace de multe ori că suntem coborâți din bananier acum și veneau și constatau că nu suntem deloc așa, că IQ-ul e sus, că se vorbesc din străine, că lumea cam muncește, că o... Și că cost of living nu e prost. Și nici nivelul de trai și nici social, așa, sunt multe lucruri de făcut. Oamenii sunt prieteni și adică sunt niște lucruri interesante. Și uite-te în jur cât de mulți și expați rămân. A că se căsătoresc cu români și unii dintre ei, da, e adevărat, da, nu e nimic în regulă cu asta, dar totuși aleg să rămână și că să se căsătorească să decide să plece. Nu. Sunt mulți care rămân. Pentru că nu este un living, un fel de trai atât de prost cum ni se pare nou. E safe. Și, apropo de asta, mie mi se pare că noi nu realizăm asta la nivel de safety. Este încă safe. Este încă safe. Dar revenind și din punct de vedere muncă. Dar există un risc și acolo. Care? Am stat de vorbă seară cu cineva care stătea în centru Bucureștiului și știi că dacă stai în centru Bucureștiului, viața e ok. Uh -huh. Dacă ești tu și cu persoana cu care treci. Când apare copilul, încep să vezi chestii. Uh -huh. Ce-a văzut prietenul meu, a văzut din ce în ce mai multe seringi pe stradă. Și asta din ultimii trei ani. Și a luat decizia să se mute în suburbică. De acum, nordul Bucureștiului, toată zona aia de la Mogoșoaia până la Pipera, cu Corbeanca, cu astea, Balotești, toate sunt suburbii de da, acum. Da, da, da. Zis, bă, mi era teamă să ies pe acolo, pentru că trebuie să am grijă până de calc și să nu pună copilul mâna pe o chestie din aia. Și, mm. Da? Deci, asta cu safety, încă mai e o chestie mi-e teamă să nu devină un mit în ritmul în care evoluează lucrurile. Avem o problemă, cred, și eu cu drogurile, dar sper să mai, să mai intervină în a să regla. E o problemă cu drogurile foarte mare și în America, Vai the way, știi asta. Mult mai mare acolo. Mult mai mare. Avem și noi. Ori, ori dar e prindem repede din urmă. Avem o viteză la astea? Mai <coughs> eu sper că totuși o să avem uh, înțelepciunea de a pune legislația să lucreze pentru noi într-un fel în care să oprească un pic lucrurile, că cred că a fost un fenomen care a fost scăpat un pic de sub control. mi care, care e strategia e mare? bună? Singapore? Toleranță zero? Nu știu ce face Singapore, dar e un istoric, n-a face asta de niște ani de zile. Nu-l avem acolo și nici nu cred că suntem în stare să ducem reguli de genul ăsta, dar cred că puține și ferme n-ar ajuta. Nu multe. Puține. Dar le da. să fie. Asta e. Da. Ca să putem să. Nu, nu sunt în măsură să comentez asta. Că nu știu, zic doar așa social. Dacă da. vrei, cred că ne-ar fi prinde bine exact ca la nemți. Nu stă nimeni să te întrebe, stai să negociezi că ai parcat pe locul greșit. Nu, frate, că ai primit frumos amendan. Da. Plătești, nu plătești, încep să apară niște penalități, niște da. dezavantaje, nu mai poți te miști. Deci, plătești. În 2007, în Italia, eu am rămas șocat când mi zis un român, zice, vezi că n-ai parcat bine cum că am pus-o bine? Ce nu, nu, vezi că ai roata pe marcaj, pe, 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 vopsea. Ăștia aici, în Torino. Da? Deci 2007, Torino. Unde era acolo, eu, eu îi spuneam noul Bacău, că mă întâlneam mai mult cu oameni din Bacău. Nu știu știi, dar în toată regiunea erau 300 de mii veniți din... Doar din sau, au dus unii pe alții. Și cea nu, ai călcat pe linie, vezi că ăștia amendează, dacă calci pe linie, să o bagi în interiorul marcajului. Mm. Deci niște reguli foarte ferme da, și clare. 2007, da? asta cu regulile. Ne place când se aplică, că arată, dar nu arată nu frumos, dar, dar, nu asa, la da, dar nu la noi. Dar nu la noi, că la noi ne îngrădesc. Nu, cred că trebuie să existe până la urmă niște reguli și la noi. Da, da, revenind la ce vorbeam înainte, apropo de felul în care se întorc oamenii ăștia, vreau să-ți termin. Mm. Îți spuneam de un om pe care l-am rugat să-mi pună pe hârtie, la vreuna în jumate după ce s-a întors, toate problemele cu care de care s-a lovit. Unde i s-a că a avut nevoie să se adapteze? Că tot îmi spunea, Bă, e greu, e greu, e greu. Dar zi cum îți e greu, de ce ți-e greu? Care e zona? Uite că social, uite că nu înțeleg cum reacționează oamenii. Și eu tot am vorbit, că te calmezi, uite. Așa se întâmplă, e normal. Deci, ce, băi, mă, dar sunt o mulțime de chestii sociale. Mă, și mi-a făcut, George, două pagini de buleturi. Ce tare! Uite, m-am confruntat a, cu asta. Ar trebui să mai scrii pe blog mai des. Da, ar trebui, într-adevăr, dar nu, apuc. nu nu am suficient de mult timp pentru asta, din păcate, în ultimul timp. Și am decis să fac altceva cu timpul meu. Ce, ce zicea omul pe listă? Uh, omul zicea pe listă o mulțime de detalii la care nu m-aș și gândit, de genul îți faci abonament la uh, GSM sau plătești cartelă? cu uh, ce se întâmplă, ce, ce am nevoie ca să-mi deschid un cont bancar, cum fac, care sunt actele de care am nevoie ca să demonstrez că sunt repatriat, cât durează să-mi fac un cont bancar, merită să fac cont, nu merită să fac cont, rămân cu revolut, ce fac, uh, cum se plătește chiria, cum se plătesc taxele, niște, băi, nu m-am gândit niciodată, George, la din astea, basic, noi le luăm drept dat, bă, nu sunt drept dat, adică te-ai obișnuit în altfel acolo când te întorci aici, la sopa aia, cât de cât la job, problema se pune oarecum similar. Proces de recrutare, intervievare, ușor, ușor te adaptezi. Astea, la alte sunt problema, știi, socialul, cum funcționează lucrurile, trezești cu amenzi, de ce, pentru ce, unde declar taxele, ce se întâmplă, trebuie să mă duc la modul administrat. ce deci practic, sunt o mulțime de chestii administrative pe care nu le luăm în calcul. Uh -huh. Și ce mai mi se pare interesant este că am văzut. Am văzut în decursul anilor la ei, băi, ia un an, doi ani, până se face landing-ul, cu adevărat reîntoarcerea. Până te reobișnuiești ușor, ușor, cu multe, cu astea sociale, cu prietenii, cu dinamica relațiilor de aici, care e diferită de dinamica relațiilor de acolo, de prietenie. Da. Adică îți ia un pic de timp, nu se întâmplă așa. Dar în afară de dorul de casă și de familie, e adevărat că încă se mai fac prietenii mai ușor aici? Mai, oh. suntem, mai e un loc bun să, să ai gașcă în România? Da, de departe. Ok. De departe. Și mulți dintre ei spun chestia asta. Păi m-am reconectat cu prieteni din liceu, din facultate, m-am văzut cu oameni foarte tare. Dar știi de unde am primit feedback-ul ăsta cel mișto? De la expați. Deci eu am un client, prieten acum, a fost primul meu client în 95, M-a nebunit, deci m-a secat atunci, m-a chinuit ca pe hoții de cai, un belgian. Contractul, virgulă. Deci un tipicar din ăsta, am crezut că îl omor. Dar asta era, era, am zis, trebuie să învăț, trebuie să învăț. Trebuie să învăț. În timp am ajuns amici, um, s-au născut doi dintre copii în România, a plecat de mult din România și tot timpul i-am zis, băi, explică-mi un pic, de deci ce tot timpul venea în România. A și lucrat o perioadă în regiune mai vizitat, dar avea așa o atracție față de România. Zic, de ce? Zice, păi, mă, tu nu înțelegi. Eu te am pe tine, mai am vreo doi prieteni în România. Știți cum sunteți voi? Cum mai am unul acasă, din general. Eu nu am prieteni de genul ăsta pe nicăieri. Ce mi-am făcut eu aici ca relație de prietenie au fost excepționale pentru mine. Fantastic. Și copiii mei la fel zice, trebuie să mă întorc că fetele au niște da. prieteni pe aici, așa. Deci, da, încă mai suntem. Dar nu știu că o poveste de genul ăsta, o să zic că e la vedere, șeful de la Orange, nu știu că uh -huh. știi pe Julien, uh -huh. a fost în România, după care l-au trimis în Republica Moldova, știu. după care l-au trimis în Polonia uh -huh. și a fost întors în România. Are familie aici. Ăsta e un elvețian naturalizat la noi. Dacă uh -huh. vorbești cu el, are prieteni aici, are gașcă. Nu, nu cred că a renunțat niciodată la numărul de telefon de România, cât a fost în alte țări. Și a fost niște ani plecat. Pentru că știa că se va întoarce. Sunt mulți așa, asta zic. Sunt mulți expați care aleg să vină sau să revină în România. Sau să nu mai plece. Știu și eu destul de mult. Suedezi, am în minte acum vreo doi, grecii și alții din zonă. Dar uh, mulți. Deci avem, avem în capacitatea asta de a atrage oamenii prin natura noastră. Da. Suntem toți și ospitalieri. Nu, suntem, nu ne-am acrit de tot. Nu ne-am acrit de tot, și eu cred că asta de capacitatea de a face relații e un diferențiator. Și îndrăznesc să cred că și felul în care, știi, într-un fel, descurcărea la asta a noastră de care ne plângem, păi e o formă de creativitate. Este obligatoriu. Adică e un fel de a găsi soluții care, pe care, dacă le aplici corect în job și în alte lucruri, are și avantaje, știi? Adică, da. te-ai străduit să nu te blochezi, nu te vezi pus la colț. Ok, nu hai să văd cum mă întorc de la colț. Adevărul că trebuie să te descurci pentru că te să fii totdeauna atent la țepe. La noi e încă adevărat. trebuie să mai fii atent. Adică, stai, Ai... stăm de vorbă, așa, dacă când vine vorba de business, văd oamenii mult mai atenți, nu, nu le mai facem pe, doar pe înțelegere. Toată lumea se duce repede la contract, la hârtie, încearcă să găsească niște metode de a, de a garanta relația aia. E adevărat, dar știi că asta cu contractul cu hârtie e normal în business, adică nu e nimic anormal. Ei, Noi le învățăm. făceam balcanic pe genunchi, hai că gentleman să grime, nu se poate așa, pentru simplu motiv că eu poate astăzi sunt în rolul ăsta, mâine nu mai sunt la fel și tu, cineva trebuie, la ceva trebuie să ne raportăm. Dar sincer, mie, mie nu mi s-a întâmplat într-un business într-adevăr mai special, că e multă interacțiune umană. Cred că am avut o singură situație în 30 de ani în care să apelez la contract, să merg cu un avocat să fac o scrisoare unui client care nu mi-a răspuns la mesaje și mi-a răsat o factură neplătită. Dar, în rest, în 30 de ani n-am făcut apel la contract niciodată, dar l-am. Dar l-ai? L-am. Da. Pentru acest motiv. Băi, tu ești acum azi aici, dar dacă mâine ți se face rău și rămâne altcineva administrat în locul tău și cineva trebuie să raporteze la ceva, eu nu pot să stau doar pe da. vorbe. Și nu e normal. Și așa e corect în business. E că mi se pare o atitudine de o dovadă de neîncredere, cât mai degrabă o dovadă de profesionalizare. Adică așa e profesional, să faci un contract, să avem o bază, plus că trebuie legal. Bine, mă am, amuză firmele străine, dar ce trebuie pe factură și ștampilă? Păi îmi trebuie o factură oficială, un contract. Dar noi nu avem pe vremea când trebuia ștampilă. Deci, ții minte că vorbeam cu unii în Anglia, că le-am cerut ștampilă, s-au uitat la mine ca, ca în încrăci, știi, așa. Ce? -a? Dar ce trebuie atâtea? Că nu ne trebuie. Păi, crede-mă că pentru... Îmi trebuie oficial actele făcute cu semnătură, ștampilă, contracte. Bine, să facem și eu un contract, că noi nu avem Și mi-au făcut. Ca să pot să le plătesc o factură. Deci suntem încă la nivelul ăla de formalizare, care e oarecum normal. Nu mi se pare nimic în neregulă cu asta. Plus că pe noi ne mai obligă să fim suficient de birocrați, birocrația care ne stă pe cap. Adică ne căpușează pe toate părțile sistemul ăsta. Din, din ce am mai văzut din statistici, în continuare, veniturile pe joburi echivalente la stat sunt mai, plăti, mai, mai bine plătite cu peste 30%. Am văzut asta. Mi se, asta mi se pare dureros. De ce să te duci să muncești la privat când poți să te duci să muncești la stat pe bani mai mulți? E adevărat. Acum... Cine greșește în ecuația asta? Băi, uh, privații care nu măresc să se alinieze cu statul, că suntem în competiție la recrutare, se pare. În toate surile așa, da. Privatul are alte criterii, adică uneori nu poți să mărești să fii în competiție cu statul, că dacă mărești să fii în competiție cu statul, nu mai merită financiar pentru tine, că nu faci profit. N-ai de unde. Adică la privat e mai simplu. n de unde. La stat sunt alte criterii. Sunt și la stat oameni care muncesc de rup pentru și suplătiți față de cât muncesc, dar sunt pe de altă parte și alții pe dos. Nu știu să zic, dar mi se pare când văd aia cu 30% mai mult și mie mi se pare super dureros. Pentru că mă uitam acum azi de dimineață chiar la felul în care vor să mărească de iară taxele. Băi, George, e dureros pentru că din banii aia pe care, ok, s-au dezvoltat mai multe de micro s-a făcut mai mult business, s-au fost mai multe locuri de muncă, oamenii cheltuiesc banii aci, Adică plătesc taxe pe ei și cheltuiesc banii aici. De ce să strângi, să strângi robinetul iară, să-i chinui? Ok, ce au zis? Au zis, ok, o să fie, dacă e pro, uh, profitabilitatea mai mare de 30%, automat treci la 16% impozit pe, pe venituri. Păi nu o să mai aibă nimeni profitabilitatea mai mare de 30%, nu crezi? Ar trebui să fii fraier. Adică, cumva, băi, dacă ai făcut o treabă deșteaptă și bună, care a stimulat, de fapt, economic, de ce n-ai va să te întorci? Penalizăm performanță. E dureros. Deci pe cei pic. care știu să facă bani o să-i pedepsim. Exact, așa mi se pare și mie, știi, că îi pedepsim și îi strângem ca să nu se poată dezvolta mai departe. Dar până una alta, asta avem. Dacă ai, dacă ai guvernare socialistă, socialiștii întotdeauna redistribuie. Și asta este partea bună a socialismului, că se ocupă ca partea de jos din societate să se echilibreze cu venituri din partea de sus, teoretic. Dar în cazul ăsta, ia din pătura de mijloc. Yes. În loc să ia de sus, ia din pătura de mijloc. Ea mi se pare că noi, dacă vrei așa, pe total, ce cred că merităm să fac, merită să facem ca societate, ca societate, să ne asumăm mai mult niște decizii de... Um, da, uite, nu ne ajută neapărat contextul, mm să ne facem mai mulți antreprenori, mici antreprenori, să facem business-uri, să creștem un pic pătura asta de mijloc. E încă loc foarte mult, gândește ca număr de oameni care sunt pe business-urile lor, e loc mult de crescut în piața din România și stăm mult mai prost cu pătura de mijloc față de Europa de vest. Deci e loc de făcut lucruri. Acolo ne putem echilibra, dacă mă întreb pe mine. Uh, Dar lumea, lumea, a început să fie mai deschisă, să știi, dacă stai să te uiți un pic în jur câte business-uri mici au apărut versus acum 10 ani, Păi, mi se pare că suntem pe calea cea bună. Trebuie asumat un pic de risc și cum în perioada asta apetența la risc e scăzută și nici guvernanții nu neapărat ne ajută cu asta, eu sper că totuși sunt doar niște zvonuri. Eu și că nu, știu ce, mic antreprenor, dintre. nu știu ce IMM are vizibilitate pe șase luni în momentul ăsta. Nu au mulți. Nu au mulți. Deci, e, pentru mine este înfricoșător să știu că bă băieții ăștia să facă cum, fa a făcut Thanos în Avengers, nu știu că ai văzut faza aia cu mănușa, bagă așa o taxă și ne jumătățește. Ăla așa a făcut, pac și jumătate au dispărut. Și auzi, pe exemplu, că suntem în risc în de colaps financiar, pentru că în deficitul de cont s-a împrumutat luna trecută nu știu câte miliarde și noi suntem și ne uităm și ne imaginăm că sunt niște minți luminate care au niște decizii care ne vor afecta pozitiv pe toți, adică o să fie mai bine. Când, de fapt, oamenii care trebuie să decizii sunt tot niște oameni, sunt failibili, Oamenii aia însă nu vorbesc cu noi. Discuția asta cu mediul economic pare, pare că există, dar cred că mai degrabă mimează comunicarea nu sunt dispuși să renunțe la toată birocrația. Băi, o, mai mult de trei sferturi din primării sunt, nu, nu, nu strâng suficiente taxe și impozite să plătească salariile a angajaților primăriei. Pe atunci, care e rostul tău să existi? Mm. Care e rostul primăriei? Să existe instituția sau să deservească cetățenii? Dacă tu nu poți colecta prin taxe și impozite suficient cât să existi, de ce existi? Zona asta politică și felul în care se întâmplă lucrurile e o zonă de care m-am ferit întotdeauna pentru că nu am capacitatea de a cuprinde toate informațiile ca să o pot analiza corect. Îmi ia prea mult timp. Dar atunci, a încercat cumva... cineva să recruteze cu specialiști în, în mediul public? Da, au fost companii care au încercat să facă asta. Recunosc că pentru mine n-a fost tentant. Au fost companii care au fost și implicate în proiectele astea uh, și poate că a fost lași din partea mea că n-am vrut să mă bag în zona aia, dar uh, mi-a fost clar că nu înțeleg dinamica domeniului și dinamica în zona asta politică și mai bine să nu fiu parte din ea, că sigur, dacă e cineva care o să fie victimă în situația o să fie la care știe cel mai puține, adică eu. Uh, să am to be blamed, știi, dacă pentru orice are și prost. Așa că a fost în o zonă în care nu m-am uh, implicat deloc. Însă am văzut oameni venind și am prieteni care a lucrat în mediul de stat, deci cumva pot să o zic din perspectiva okay. asta, care, oameni care au mișcat lucruri din loc și au făcut chestii valoroase. Nu neapărat pentru bani, Rea paramiza a fost. Au fost banii, că erau oameni destul de bine financiar. Deci, nu mm. cred că e totul așa, dracu' așa de negru, și cred că nu avem toate informațiile să judecăm. Păi tot, nu avem primul. Dar nu văd avem. doar cum ne afectează. Și o simt ca antreprenor. Nu. Mă gândesc că se schimbă lucrurile, e clar că trebuie să regândesc tot ce fac, cum calculez costuri, tot, salarii, tot cât de mult pot să le cresc, unde pot să mă duc cu ele și care e varianta ca oamenii să rămână totuși satisfăcuți și mulțumiți și să lucrăm bine împreună. Că eu zic și pentru un obiectiv nu e să mă îmbogățesc eu, e să creez un mediu armonios în care toți să putem să trăim mai bine pentru că facem niște lucruri împreună. Ne e mai bine împreună decât separat, cam ăsta e felul în care mi-am văzut business întotdeauna. Și cred că mai sunt mulți care gândesc la fel și vor avea aceeași provocare cum facem ca să ținem lucrurile cât de cât sub control, dar o să găsim cu toții soluții, sunt convinsă. Dar ce frumos ai zis, că nu fac chestia asta în primul rând ca să mă îmbogățesc, ci ca să fac asta împreună cu niște oameni, să o facem împreună, nu? Da, băi, îmi, îmi plac oamenii cu care lucrez, eu, adică eu n-am vrut să fac echipă foarte mare, dar am acum niște oameni care s-au strâns cumva da. conjunctural în jurul meu, în Austria, o colegă pe care, cu care am lucrat acum 20 de ani, în Elveția, o fostă clientă din România, care s-a mutat acolo mm. cu soțul și colaborăm, lucrăm de aproape și așa. Um, mm. Colega mea care conduce departamentul de IT, de recrutare de IT, care mi-a fost clientă și cu care iară. Deci, cumva s-au strâns, dar chiar mă uitam acum, am fost într-un team building până în Viena, toate. Ce, cu ce plăcere interacționez cu oamenii ăștia. Deci, pentru mine. E foarte, întotdeauna au rămas mai importante relațiile decât banii. Nu înseamnă că banii nu sunt importanți, vreau să-i facem, dar mai întâi să facem ca să fim toți mai bine, bine și sens. să putem să. Dacă era doar de bani, la câte joburi ai văzut, cred că luai unul și pentru tine. Și dacă făceam neapărat mai mulți bani, aia pe de-o parte. Pe de altă parte, um, mi-am dat seama la un moment dat că, într-un fel, jobul ăsta e pervertit asta, zic de ce. Unu, ești ca într-un de fildeș. Întotdeauna știi povestea și de la angajator și de la angajat. Și știi că adevărul nu e niciodată nici de partea unui a te nici de partea alealt. Dar vezi vezi că pe afară vă obțiți gardul într leopardu sau că, da? Deci știi cumva realist lucrurile. Ai, pe de-o parte. Pe de altă parte, vezi și foarte multă natură umană. Și nu vezi neapărat numai partea frumoasă a naturii umane. Și atunci cumva trebuie să faci un efort constant să stai on the bright side, că altfel de ei mâinile de cap de ce sunt în stare oamenii să facă în situații de criză, în presiune, nu e neapărat plăcut, uite, în toate situațiile de criză, felul în care s-au dat afară oameni, felul în care s-au restructurat companiile, nu, e neapărat foarte frumos. Se face încă urât? Uh, da, dar fiecare reacționează din frică, știi? Adică nu știi cum să pun problema și în loc să pun problema omenește, pun problema foarte dur de frică să nu am vreo reacție, știi? Am auzit povești de genul ăsta că sunt oameni de HR la care li se spune de la headquarter trimite acasă 100 azi. E adevărat, se întâmplă? Nu știu dacă azi, pentru că legislația românească nu-ți permite azi, din fericire. Adică okay. te ajută să nu poți să zici azi, că nu în America unde, da, poți de azi pe mâine. Dar da, se întâmplă trebuie să restructurăm aici și de foarte multe ori, să știi că oamenii de hasher, chiar dacă nu pare, păi se străduiesc din spate să găsească cât de cât compromisul în care să facă, să implementeze acțiunea asta într-un fel mai uman. Mm -hmm. Haide nu toți odată, haide să găsim niște feluri de a compensa, hai să le mai ținem contractele în către lună, hai să-i ajutăm să-și găsească altceva, le facem un proiect de outplacement, hai să ne uităm la aia care sunt de aproape de pensionare să-i ajutăm să pensioneze anticipat. Adică să găsească niște soluții ca lumea să nu fie afectată atât de mult de lucrurile astea. Nasol a fost acum, recunosc, cu criza din 2009-2010. Știu că a fost un an în care, în august, aproape că am pus capul pe masă la birou și mă să vreau să aud ceva frumos, o poveste frumoasă de la cineva. Pentru că toată lumea venea și îmi spunea povești urâte. Cum nu le ajung banii, cum le-au fost reduse salariile, cum se băgasră niște credite pe care nu le puteau duce și toate rahaturile, pentru că a fost foarte mare presiune, mi s-a părut acum Pe și timp brust, foarte scurt. Pe exact. foarte scurt și lumea a făcut tot felul de decizii smucite, tăiem din pix, repede, repede, repede. Și au fost destul de multe efecte. Dar revenind apropo de a găsi un job, pentru mine, la un moment dat, când mi-am dat seama că sunt în lețul de filde și cu avantajele și dezavantajele acestui lucru, n-a mai fost o opțiune să mă duc. Am avut câțiva clienți care mi-au zis, hai, îți dau proiectul ăsta, dar după ce, numai dacă decizi tu că nu vrei să vii tu. Nu, mulțumesc, nu. Sigur, te aștept trei săptămâni, o lună. Te rog, gândește îți dau asta. Mulțumesc, nu. Și cred că am făcut bine. Mi s-a potrivit mai tare asta și doi, um, cred că mi-a plăcut să văd tot. Știi? Să văd și de acolo și de acolo. Ai de acolo, curiozitate. Să... Da, asta zic apropo de oamenii care după trei ani se plictisesc. Cum să te plicțesc și ratele? Din da. ce să mă plictisesc? Da. N apuc. Și mai e o chestie asta cu trei ani. Că mă bucur că ai redeschis-o pentru că Puținul mi înțelege că, hai să ne imaginăm masa asta, că asta este, să zicem, zona de recrutare. Tu începi aici un pic, te ridici un pic după care te duci dincolo. Mm -hmm. Și chiar dacă nu e neapărat ca în America, dar nu e foarte departe, că trebuie să o de la zero în companie, că oamenii da. nu știu de ce ești în stare. N-ai cum să vezi care sunt oportunitățile fiind tot timpul la nivelul ăsta. Dar cred eu, am putea să folosim poate metafora asta, că după trei ani te ridici suficient de sus încât vezi mai departe. Mm -hmm. Și poți să-ți alegi un pic mai bine. Și mai e chestia pe care o spune Malcolm Gladwell cu alea 10.000 de ore, uh -huh. bă, e imposibil făcând chestia aia, efectiv pilind acolo, la un moment dat o să ajungi să-ți ascuți lama și da. după 10.000 de ore s-ar putea uh, lama ta să tai bine. Adică să fii bun la chestia aia, să fii, să fii uh, greu de dat afară, greu de ignorat, cu oportunități să-ți se nască idei pe care nu le aveai când te-ai apucat. Dar sigur, adică asta zic, nu te crește nimeni, te crești tu. Și plecată dintr-o parte în alta, mai ales în aceeași meserie, nu întotdeauna trebuie făcut, cu siguranță, când simți că nu mai poți să crești. Mm -hmm. De fapt, eu am un alt criteriu, ca să fiu sinceră. Că mă mai întreabă lumea când e cazul să pleci. Eu, cum am stat în fosta companie aproape 16 ani, mă întrebau, zim cum, nu-i cam mult, cât stăm în companie. Zis, Bă, știi când e momentul să pleci, nu cred că nimic, nici jobul, nici titlul, nici șeful, nici nimic. Când încep să-ți pierzi încrederea în tine? ăla ai momentul de plecare. Pentru că atunci deja s au acumulat suficientă stagnare, suficiente momente. Mm -hmm. E cazul să pleci, pentru că dacă nu mai ai ocazia să-ți confirm cine ești, e nasol, ești pe pantă descendentă. Da. Du-te în locul loc în care trebuie să-ți flexezi un pic mușchii, să-ți demonstrezi ție că poți și așa. Cam atunci e momentul. Altfel, nu există că peste 10 ani trebuie să faci, la 10 ani, la 12 ani, nu există, nu cred că există nu. modele de genul ăsta. Cât te ascultam, eu am plecat la 15. Nu. No. și apropo de stat într-un loc 15 ani, 16 ani, eu am crescut enorm în perioada aia, n-a fost nimic... Bineînțeles. Că, unu, am crescut și din punct de vedere al motivației mele pentru ce fac. De asta zic, plus că pe măsură ce înaintezi în vârstă, se presupune că ai o oarecare maturitate și emoțională. Uh -huh. Eu le zic managerilor și că, bă, dar stai că totuși am trebuit să plec după 2 ani. Pă, omule, cum ai ales jobul ăla dacă tu ca manager imus ai după 2 ani să pleci? Pentru că eu mă uit așa, dacă sunt în 40, da? Am făcut niște roluri de management. Am avut responsabilitate de PNL, bugete, tot. Păi dacă am venit la în jobul tău, în jobul ăsta în iulie, eu, impactul meu se vede în, la finalul următorului exercițiu financiar, pentru că acolo pot să zic, mi-am propus obiectivele astea și până la final le-am atins sau nu. Deci până într-un an, un an jumate, oricum nu știu dacă ai făcut bine ce ai făcut sau nu. Că n-ai impact, așa, impact mai mare. Okay. Ai o dată. Doi, dacă tu îți alegi prost mediile în care lucrezi și îmi spui că nu te potrivești și că... Cum o să faci deciziile de business? Cum o să iei deciziile de business? Adică câtă înțelegere, câtă încredere am eu ca înțelepciunea și pot judeca corect niște lucruri. Pot exista excepții, nu zice nimeni, dar nu poți să ai trei excepții una după alta în carieră, adică poți să ai una. Da. da, deja de la a doua, dacă la fel de prost ai decis, E un pic de problemă mai degrabă în felul în care analizezi tu decât în știi, în alegerea companiei. Okay. așa că cumva mersul pe termen mai lung, statul pe termen mai lung mi se pare că e o treabă în care înveți, ești ca vinul, știi? Pe măsură ce îmbătrânești și te învechești un pic, poate devii mai bun, că te știe lumea, crește reputația. Asta zic de multe ori, apropo de reputație, că multă lume îmi spune, băi, tu îmi spui să mă mai detașez, să nu mai fiu așa de implicat, dar mie îmi place să fiu implicat. Și eu nu zic, nu zic să nu fii implicat, eu zic doar să nu-ți faci rău cu implicarea aia și să nu te duci cu ea la nivelul la care ai așteptări de la companie care sunt nerealiste, să te vadă, să-ți dea, să da. te confirme. Din nou, problema nu e la companie, dacă compania nu are nevoie de cineva ca tine. Mă, că nu are nevoie, vorba de cum te uiți tu la ce faci. Tu faci ce faci pentru tine cariera ta, da. reputația ta, satisfacția, bă, mi-am făcut asta. Da. Și apropo de satisfacția din recrutare. Cum n să ai satisfacție când te întâlnești cu un om trei ani de zile sau de mai de zile, da. de, zile pe, de, zile pe stradă sau te întâlnești prin biroul și zice, bă, super job, mulțumesc frumos. A? Mare lucru. N-are legătură cu banii. Știai că smartwatch-urile sunt gândite să fie purtate tot timpul? Chiar și atunci când lucrezi la mașină, renovezi apartamentul sau ieși la o cină în oraș. Trebuie doar să alegi unul care să reziste la apă, la praf, la temperaturi extreme și la toate piedicile pe care ți le pune viața în cale. Caută smartwatch-urile Huawei Watch 3 Elite și 3 Pro Elite Edition pe Gadget Boutique, pe GB.ro, mai ales acum că sunt la super reducere de până la 50%. Și jobul ar trebui într-adevăr să fie o, provo -o provocare, să, să nu simți că ești cel mai deștept din încăpere. Citez dintr-un amic care îmi zicea, băi, uh, am fost într-o companie, mi-a deschis compania mi mea după aia, aveam o problemă. Ori nu, 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 nu reușeam să-i găsesc, ori eram tot timpul cel mai deștept din încăpere. Și mi-a dat seama că nu sunt într-un loc bun. Dacă eu eram tot timpul la cel mai deștept care rezolva tot, înseamnă că nu eram unde trebuie pentru mine pe termen lung. Că nu no, mai avem să, vă vă să vă mai vă cresc. Vă. Și s-a dus într-un loc unde lucrează cu mai mulți oameni, iar într-o echipă mai mare, în care apucă să suficient de mult, zice el, găsesc oameni care să mă da. Eu cred că toți avem nevoie să ne hrănim mintea, știi? Mie mi se pare că mintea mea scoate în directă proporție cu ce bag eu în ea, știi? Adică dacă eu bag ce trebuie în mintea mea, va scoate chestii bune, dacă nu, nu. Și asta e valabilă mm -hmm. și apropo de discuțiile pe care le am oamenii din jurul meu. Știi la ce cred că se referea prietenul tău? Poate că nu intuiesc corect, dar am văzut fenomenul ăsta în 2000 și un pic, când foarte mulți lucrează prin multinaționale și dintr-o dată s-au făcut consultanți toți. Lasă că fac eu același lucru pe compropriu și le facturez și o să facturez mai mult. Da, numai că rămâneau cel mai deștept din încăpere. Adică, băi, am învățat până acum extraordinar în zona asta, de acum presez același serviciu, dar cu cine fac asta? Eu sunt principalul, ca să-mi mai ajute cineva ia un junior, ca juniorul ăla să crească, îi trebuie un 50 ani. Și atunci eu sunt maximul de competență și îți nevoit să fac și chestii care sunt Aie. sub nivelul meu de competență. Și-au fost mulți care s-au reîntors în corporații sau în companii mari după perioada a -a. Ăla nu prea noi freelancing mai degrabă ăla, uh -huh. dar să știi că eu cred că și în contextul ăla poți pot să găsești oameni mai deștepți decât tine, mai ales acum există toate co-working space-urile. Da poți să găsești alți antreprenori cu care, sau alți freelancer cu care să faci proiecte interesante, da. să găsești chestii deștepte. Dar, într-adevăr, tu la prestația ta rămâi de expert, știi? Acolo s-ar putea să nu mai crești. Și când stai să lucrezi singur de acasă, parcă la un moment dat și hainele de pe tine. E, e ceva care nu... Păi, mie mi-a plăcut perioada de lockdown, recunosc. În sensul că a fost prima oară în viață când am avut timp să fac tot, să citesc toate tonele de cărți, să fac cursurile online, să am făcut lucruri. Dar lucratul de acasă mi se pare că trebuie luat în doze bine gândite. Pentru că ai nevoie și de dinamică, ai nevoie și de oameni în jurul tău. Adică eu cel puțin am nevoie de oameni în jurul meu. Am nevoie să vorbesc cu oameni și să Nea. schimb mediul. Dar știi că e asta e o chestie de trebuie să... A fost nevoie de... de pandemie ca să ne prindem ce avem nevoie. Exact. Știi? Pentru că adică noi credeam că avem nevoie de mai mult timp singuri, dar de fapt nu suntem noi când suntem singuri. Noi suntem în adevărata noastră formă când interacționăm cu alții, de preferință, mai buni ca noi, ca să ne tragă după ei. Știi cum e? Eu cred că e un echilibru și aici. Mie îmi face bine când stau și singură. Am plăcere, Gând, Adică mi-așez gândurile, stau eu în ale mele, mai stau în contemplație, ascult, e, mă așez, mă prind din urmă când sunt singură. Dar am nevoie și de partea de interacțiune. Da. Însă, ce a fost interesant în perioada asta, am văzut-o și în jurul meu destul de mult și o trăiesc uh, cu intensitate, selecția oamenilor pe care îi las să ajungă la mine și cu care interacționez. Este la sânge. Deci înainte eram într-o zonă mai degrabă politicoasă. Acum nu neapărat că sunt nepoliticoasă, dar nu ăsta e principalul driver, nu mai e politețea, ci îmi face bine sau nu interacțiunea. Și cum faci? Noi am început constat când sunt cu oameni că ori sunt pică capul pe masă, ori mi se pare că pierd timpul, nu schimb nimic, nicio informație utilă pentru mine, ori mi se pare că sunt mai degrabă coș de gunoi pentru gândurile lor, știi. Și cum ești din situație? Cu politete, zic bă, iartă-mă, nu mai pot să stau, trebuie să fug, și data viitoare nu mai am timp. Uneori deci am dacă, zis. Dacă vedeți pe Mădălina astăzi la o întâlnire și o spune că sunt un pic ocupată, poate că trebuia să fie mai interesantă <laughs> la discuția. Mai, din păcate, să știi că un dezavantaj al vârstei, al faptului că ai, ai, mulți ani de zile de când faci asta, este că la un moment dat nu te mai ajută fața. Pe mine nu mă mai ajută fața. Te dă de gol. Da. O, da. Și am început să plec. Că înainte mă bazam pe faptul că am poker face. Și mi-a zis lumea. <laughs> Băi, ai poker face, dar știi ce se citește în ochi? Zice, poker, da, poker, da, nu da, faci nimic, dar din ochi văd tot. Așa că am început, când sunt am în situație de genul ăsta în care simt că nu sunt în locul potrivit, prefer să plec decât să fac o figură neplăcută. Mă retrag. Deci, cred că e util să ne înțelegem și limitele, știi? Ce pot o, da. să mai duc și ce nu mai pot să duc. Nu mai pot să duc asta și nu mai pot să duc discuții fără sens cu toții cred că am triat. <coughs> și mai avem de triat. Nu m-aș mai lungi mai mult pentru că uh, și, timpul tău costă bani. Uh, și chiar ne-am lungit uh, am stat un pic. <coughs> Poți să întorc în oglindă, deci dacă cineva, dacă George spune, e, nu mai e timp acum, ia că mă grăbesc un pic. <laughs> nu, doamne ferește, noi aici două ore la noi e standard, dar ne încălzim. Să fi văzut pe domnul Călinescu după vreo patru ore jumate, să te acolo și zicea ce-ai pățit, George, e obosit? <laughs> <laughs> da. Bun. Mă bucur că ai venit, mă, mă bucur că ne-am întâlnit și a, aș mai povesti cu tine, dar mai lăsăm pentru o dată viitoare, pentru că până atunci chiar aș vrea să facem un experiment. Am vorbit despre românii străinătate. Unul din trei români care mă urmăresc pe mine nu sunt în țară. Ce frumos! Frumos și complicat în același timp, pentru că eu pot să fac și o harta migrației românilor din ultimii 15 ani, că i-am văzut pe acolo în analitice Uh -huh. uh, și uneori e un pic trist uh, să vezi că scade numărul celor care sunt aici în țară, se duc în alte locuri, după care îi vezi cum se mută în Italia, Spania, după care Marea Britanie, într-o dată, buf, Acum a crescut mult Germania în ultimii, în ultimii ani, deci foarte interesant. Uh -huh. Poate ne spun ei cum văd ei această întoarcere. Sunt, uh -huh. sunt pe picior de întoarcere, mai stau un pic, se gândesc ce ține pe loc, iar și care ar fi barierele. Că ce mi-ai spus tu, mie nu părea o chestie așa pe, uh, grave asta, cum plătesc chiria, cum fac actele astea, banal până Nu, asta îi ține, cel puțin ce am văzut eu din întrebările pe care le primesc eu, sunt ce job găsesc, mai găsesc la nivelul ăsta, care nivelul de venituri, cât de ușor îmi e să mă angajez. Nu e foarte ușor, uh -huh. într-adevăr. Cel mai simplu este să vină. Direct de acolo cu un job. Că se poate întâmpla, dacă ești într-o multinațională, să te trimită în assignment în România. Asta ar fi o variantă cea mai soft okay. de landing. Într-adevăr, de reîntoarcere. Foarte tare ar fi, da. da. Și cum ar fi să avem un portal pentru oameni, ăștia să le răspundă la toate întrebările astea? Deci, nu mă te rog frumos, tu dai unde doare. În 2009 am lansat un proiect online, portal hr.ro, pe care l-am făcut site de content, pentru că eram în criză. Și între timp s-a dezvoltat frumos ca site de content, dar ideea mea inițială a fost site de joburi pentru românii care se întorc, Numai cu Fantastic. joburi adresate românilor care vor să se întoarcă. Pentru că din 2001-2002 începusem să primesc telefoane, mail-uri de la oameni care se întorceau și îmi zis, doamne, se întorc oameni care sunt așezați profesional, nu care nu s-au așezat. Deci trebuie ajutați că da. au multe lucruri pe care le pot aduce în bine, știi? Da. Și după aia a venit 2008-2009 și s-a terminat, că nu mai puteam să promovez nimic. Da. Dar a fost o perioadă atunci, dacă ți-a -am aminte, 2004, 2005, 2006, era piața în boom, salariile creșteau. Așa e. Era foarte ok. Aveai ce să propui, să zici, haideți încoace, că uite, avem niște pachete și condiții bune, hmm. comparabile. Dar cred că avem și acum, din milionul la care ne lipsește în economie, nu sunt toți în construcții și Horeca. Nu. Nu, Cred că măcar unul din patru sunt meserii bine calificate. Și sunt mulți care lipsesc și în zona de IT. Acum bine, în zona de IT se face un pic de switch din cauza noilor tehnologii. Și atunci Uhu. se mai... Cred se că mai am putea face o discuție numai despre asta. Cu drag, data viitoare vorbim și de asta. Că da. e o zonă data dragă scientist. Machine learning. Uh, exact, large language model architect. Mm. Mm, niște treburi astea foarte sofisticate. Poate facem o discuție și despre asta, așa, dar spuneți-ne în comentarii care este experiența voastră, cum vedeți voi această posibilă întoarcere sau poate să pe picior de plecare. Ce vă face să, să, renunțați la țară? Pentru că mai sunt încă oameni care cred că cea mai bună soluție este plecarea. Nu poți să-i condamni. Am vorbit ieri yeah. cu un prieten care îmi zice, mă, ce faci? Uite, vină la eveniment pe 28, zice, am putea să spun, m-am relocat în Thailanda de două luni. -a și a găsit un job acolo, cum un specialist în hotelărie. Dar știi ce mi se pare diferit acum, apropo de mutare, de migrație, de emigrat? Cred că sunt mulți care aleg opțiuni de job pentru un număr de ani, nu neapărat să se mute complet. Uite, poți da. să vin să lucrez 2 ani, 3 ani în Thailanda, în Dubai, în Austria uh -huh. și mă întorc. Adică nu e ca și cum, nu văd ca pe o decizie fără întoarcere, cum a fost, au fost generațiile din 90 care și care și-au ars toate podurile în spate. Exact. Au vândut tot. Sau... Na. Nu. E altă. Da. E mai... Apropo de se duc să muncească, cred că se gânde să se întoarcă. Poate cu puțin noroc toate casele alea făcute de oșeni, de prin Transilvania, <laughs> de peste tot, făcute de români de prin Moldova. Poate se umplu cu românii care le-au construit și care au plecat la muncă afară și poate instinctul lor a fost corect. Aștia care se întorc acum de se plâng italienii că nu mai au forță de muncă, nu? Da. Au trimis bani acasă, au construit case. Ok, acum mergem să trăim. Da. E o dinamică normală, până la urmă. Și înseamnă că am avut dreptate dacă ai străinutat, fix, când am zis asta. Așa e. Așa e. Încă o dată, mă mulțumesc. Și eu mulțumesc frumos. Ca de obicei, vii cu foarte multe informații, și cu mult drag și multă bunăvoință, și pentru mine e, e rar să văd un om care face meserie, aceeași meserie de atât de multă vreme, și încă îi sclipesc ochii când vorbește despre chestia aia. se vede că îți place. E și așa, tine. să mă bucură mult. Dar veniți cu întrebări spuneți în experiențele voastre, spuneți-ne încă o ce vă convinge să veniți, ce vă convinge să plecați, ce, că, că, care e provocarea pe care o vedeți și poate că avem străini care au început să învețe limba, că sunt unii care se naturalizează și la noi și nici ne spune ei despre experiența lor de expat în România și poate vorbim mai multe la, la un, uh, un interviu viitor. Sigur, cu drag, mulțumesc frumos eu de invitație, să știi că cu expații din România naturalizați trebuie vorbit. Pentru că au o perspectivă foarte interesantă. Eu am făcut o serie de interviuri pe portal HR cu ei la început. Exact de asta. E de văzut cum se văd lucrurile de la ei și ce avantaje mi remarcă ei. Am aștept. Nu, aștept. Așa ca pondere, știi, să contrabalansăm. Mi-a făcut mare plăcere, George, mulțumesc. Să ne spună românii cum ar trebui să ne uităm și noi la noi. Măcar să ne dea și altă perspectivă. Nu zice nimeni că e corectă. O alegem pe a noastră, până da. la urmă. Da. Le mulțumim și celor care au fost alături de noi, dar mai ales membrilor care ne susțin cu subscripțiile lor lunare pe acest canal. Ei văd, ca de obicei, interviurile în avans. Le mulțumim încă o dată. Dați un like, un share și un subscribe dacă ați găsit ceva valoros aici astăzi. Dacă sta până la final, cu siguranță, cred că merită. Dacă nu ați dat, nu v-ați abonat, poate că ar fi momentul potrivit. Și cam atât. Până data viitoare, să vă fie numai bine!